Da, da, să se dacă conțeleg să începem și să strategii. Hai. Sunteți dacă să începem? S-au făcut doar, bine ați venit la o ședință ordinară la Consiliul Local. O să luăm de un președinte să dea un cedere de dispoziții. Chestia numărul 141 din 24 iulie 2019, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin pentru marți 13 iulie 2019, începând cu ora 16. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, Județul Bacău, având în vedere cererea numărul 3488 din 5-7-2019 a domnului Botez Ieșor, în calitate de președinte al Asociației Sportive Bradul Mănăstirea Cașin, prin care solicită Consiliul Local Mănăstirea Cașin adoptarea unui hotărâi de dare în administrare din domeniul public al Comunei a terenului de fotbal din punctul unică. Cererea numărul 2828 din 24-7-2019 a domnului Victorie Bărbin și Șobanu Andrei, prin care solicită eliberarea acordului administratorului domeniului public pentru obținerea autorizației de construire clădire T+1E cu destinație spațiu comercial, parter și locuințe etaj, oraș și locuințe. Certificatul de urbanism numărul 1960 din 11-4-2019, eliberat de primăria Mănăstirea Cașin pentru Victorie Cosmin și Ciobanu Andrei. Planul de încadrare în zonă și planul de spații pentru cei doi beneficiari. Contractul de vânzare cumpărare numărul 1018 din 17 decembrie 2018, iar la biroul individual național și Camuila Ana Dumnezeu. Cererea numărul 3829 din 24-7-2019, Abon Bogdan Dolomit din Onești, titular al contractului de concesiune numărul 866-13-2004 pentru lotul IS-6-18, prin care solicită aprobarea cesiunii către Victorie Cosmin conform contractului de vânzare cumpărare numărul 603-20-2019, în chiar la biroul individual notarial Samuela Ana din Onești. Cererea numărul 3832 din 24-7-2019 a domnului Apostol Gheorghe, responsabil urbanism în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Mănăstirea Cașin, prin care solicită actualizarea taxei pentru închirierea utilajelor care au fost în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență al Guvernului numărul 57-2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, Județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară în data 30 iulie 2019, începând cu ora 16, la sala de ședință de la primărie, având ca proiect pe ordinea de zi următoare. 1. Rectificarea bugetară. 2. Actualizarea documentului public al Comunei Mănăstirea Cașin, Județul Bacău. 3. Care în plan de diagrame și a statului de funcții privind schimbarea de administrator public, un administrator domeniul public și privat al Comunei Mănăstirea Cașin, Județ Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea terenului de fotbal din punctul lungă către Asociația Sportivă Bradul Mănăstirea Cașin. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S6-18, care aparține domnului Bogdan Dominic către domnul Victorie Cosmin. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea liberării acordului administratorului domnului public pentru obținerea autorizației de construire pentru beneficiarii Victorie Cosmin și Ciobanu Andrei în punctul promovării. 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului de închiriere a utilajelor care aparțin Comunei Mănăstirea Cașin. Articolul 2. Prezentat dispoziție va fi adusă la cunoștință publică în afișare la ziarul de la primărie, va fi publicat pe pagina de internet a instituției și va fi comunicat în termen legal instituției prefectului Județului Bacău pentru controlul legalității. Ședința este publică, semnat primar al prefectului Gabriel, avis de legalitate, secretar Comunei Mănăstirea Cașin, Gheorghe Ioan. Da. Înainte de a spune la vot, domnul președinte, avem două materiale noi care le-au primit acum pe ultima sută, așa, e vorba de actualizarea devizului general aici la școală. Practic, o să
să vă explic eu atunci despre ce e vorba și dacă sunteți de acord să introducem jurătele avizii și un referat al administratorului public referitor la pierderile care se fac la terminul cultural ca să se impute de 3 ori suma celor care acolo unde fac pahare, poliția, poliția și așa mai departe. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, modificată. Cine este de acord cu ordinea de zi modificată? Împotrivă? Abține? Supunem la vot și procesul verbal din ședința anterioară. Cine este de acord? Împotrivă? Abține? Da, preiau eu pentru primul punct. Încă o dată, bună ziua tuturor. Suntem dincolo de jumătatea anului, în depășire de jumătatea anului și avem nevoie de mișcarea unor sume pentru a echilibra anumite proiecte care se fac în primăria. Dar până la rectificare, am făcut și o situație cu cheltuieli care s-au făcut până la data asta. Trecem la primieri ca să vedeți dumneavoastră cam cum s-au cheltuit sumele astea și după care vă spun și necesarul de sume de care avem nevoie. Și avem la administrație cheltuieli de personal. Deci vorbesc până la data asta. 814.000 de lei. La bunuri și servicii 108.000 de lei. La școală s-au dat cei 30.000 de lei care i-am propus noi pentru costume populare și ce mai avut nevoie acolo. Tichete de grădiniță 5.000 de lei. La bibliotecă, cheltuieli de personal 53.000 de lei. La Căminul Cultural, dotările scaune și mese au costat 40.000 de lei din 100.000 cât aveam prevăzut. La sport, la asociații s-au dat 5.000 de lei. Indemnizații și asistenție personală, vorbesc de latura socială, cheltuieli personal 461.000, indemnizații 177.000. La iluminatul public s-au cheltuit 60.000 de lei până la data asta. La salubrizare, serviciile s-au cheltuit 252.000 de lei. La drumuri și poduri avem cheltuieli personal 5.500 de lei. Iar la reparații avem 115.000, aici inclusă și motorină și cauciucuri și tot ce s-a cheltuit. La proiecte. Pe proiecte s-au cheltuit o montare de sume. La alimentare cu gaz s-au cheltuit 43.120 de lei pentru documentații. La școala 1 pe execuție s-au cheltuit 235.000 de lei. La drumuri comunale, iarăși pe execuție, 318.000 de lei. La clădire sector s-au cheltuit 15.400 pentru geamă, pentru tâmplăria care s-a pus. La regularizare părul sărățel, 40.000 de lei pentru proiectare. La stațiile de autobuz s-au cheltuit 10.000 de lei. Știți cum discutam de cele două stații din centru și de la Dimulescu. 10.000 de lei. 10.000 de lei, da. Au fost prevăzut 10.000 sau cheltuit 10.000, eu să vedeți că mai avem nevoie de 5.000 de astea, deși pornim pe loc. Sursa de apă. Pentru sursa de apă s-au cheltuit 5.600, s-au luat două avize, unul de la INMH de la București pentru stabilirea debitului salubrului și debitului de servitude și s-au plătit suma de 5.600 și achiziția teren aici la școala veche, 75.000, care s-a închis. Deci un total de 2.885.620 de lei până la această dată. 2.885.620 de lei. Tot ce v-am spus eu însumează suma asta. Acum, ce am avea nevoie? Fac precizarea că sumele vin din fondul de România. Deci din fondurile de primărie, nu vin din alte surse. Da? Și avem nevoie așa. La primărie avem nevoie de un server de 15.000 de lei pentru securizarea datelor de la contabilitate. Pentru regularizare părăul dulce, ce avem nevoie pentru proiectul care e trimis la CNI și aprobat prin ordine de ministru, ne trebuie 50.000 de lei pentru plata diferenței de studiu de fezabilitate și mai avem de făcut actualizarea cadastrală. Achiziția
achiziție pubele pentru deșeuri reciclabile. Aici avem o mare problemă, în sensul că ați văzut că am cheltuit la început anului și până acum 252 de mii de lei. A trebuit să luăm pubele și să dăm, așa cum vă menționeam și la o ședință anterioară, să dăm la fiecare gospodărie măcar câte un pubelă pentru deșeuri reciclabile. Am început să avem probleme foarte mari, în sensul că încep să apară deșeuri care întrebesc la pubele de reciclate, e o nebunie. Tot personalul primăriei stă ca să facă curățenie și să... Din cauza asta, dacă luăm decizia și v-aș ruga să luăm decizia să achiziționăm pubelele astea și să dăm la fiecare, fiecare să devină responsabil și atunci automat să stabilim și o zi când să vină mașina să colecteze reciclatul. Dar poți fi numai una pentru plastic? Nu mai o singură, o singură pubelă pentru tot ceea ce înseamnă uscat. Hârtie, plastic, leduri. Ia la cum, ca mesi. Da, ia la cum și sortează ei. Și sortează ei, da. Dar ce nu ne dă la fiecare trei pubele? Nici. Dar trebuie să selectăm noi direct. Și dumneavoastră să faceți controlul care nu găsește selecția prevăzută. Da, și mai facem un efort. Și ei colectează în aceeași mașină. Ei, și nu le colectează și nu ia bani. Vedeți că noi facem un efort deja de 200 de mii de lei ca să luăm pubelele astea și în județ să știți că nu s-a luat asemenea decizii. Suntem printre primii care luăm asemenea decizii, că nu ai ce să faci. Eu sper ca să decompresăm deșeurile menajerii pe partea elaltă, pentru că suma se ridică destul de mult. Păi am plătit în 6 luni de zile, am plătit aproape când am plătit anul trecut, întreg anul trecut. Nu mai luau 1 miliard, cred că i-au luat 1 miliard. Da, să știu la 1 miliard. Și puterea de asta de dați i-ar la fiecare cetățean? Fiecare gospodărie va avea... Deci aceeași treabă cum ați spus acum, nu? Da, sigur. Deci mergeți din poartă în poartă, dați-vă puterea. Da, până la urmă. Înțeleg. Da, sau poate să vină cineva să-și o ia. De exemplu, sunt care vin și o iau. Mai bine așa, cred. Mă rog, fiecare cu... Da. Da, cu noi eu... La noi se cântărește când iese din comun. Da, da. Fiecare dată se cântărește. Avem un studiu de coexistență la rețeaua de camere, care trebuie făcut neapărat ca să intrăm în legalitate cu el, 20.000 de lei. La Cămin, la Lupești, am introdus cereri de finanțare a Căminului la Lupești, la Compania Națională de Investiții, pentru construire Cămin în satul Lupești. Trebuie proiectarea și documentațiile 50.000 de lei. În locul căminului vechi? În locul căminului vechi, da. Și vreți să-l demolați pe stradă? Îl demolăm, da. Nu-i stăt în bar. Da, știu. De ce să facem cu el de genul? Un monument istoric din 1926, acolo am făcut și continuat trebuie. Dar ar trebui reparată problema. Nu trebuie. Dar de ce nu se termină investițiile începute? Drumurile astea astea, da. Aia e o structură din lemn. Da. E o structură precară. Dacă ați văzut, dacă intrați în el, vedeți că se dărâmă, se autodemolează singur la primul. E și pericol public singur. Da. Referitor la ce spuneți dumneavoastră că se termină. Ai oportunitate. Dacă nu te duci acum ca să te duci cu proiectul pentru finanțare, nu știi dacă îl prinzi. Da? Deci asta e chestia. Și noi am vrea să. Da, și cu investițiile începute ce faci? Mergem mai departe. Păi unde merg mai departe? De acum n-am mișcat o piață. Păi nu, spuneți de drum. De uliți, care au fost începute. Haideți să le luăm pe rând. Pentru că avem o reziliere de contract, deja am reziliat contractul acolo, scoatem din nou la licitație. Asta este, nu e vinovat. Nu suntem vinovați noi că nu și-a făcut constructorul treaba. Ba din contra, noi ne-am făcut treaba la timp. Asta este. La Cămin Cultural am cumpărat o vitrină frigorifică de 5.000 de lei. Trebuie trecută la obiecte de inventar, pentru că era în aceeași sumă de 100.000 care am aprobat-o. Trebuie modificată lista de investiții și trecută și vitrina asta frigorifică, pentru că n-am putut s-o plătim. E o vitrină de 1.000 de lei. La modernizare drum local Lupești-Părbulești. Există posibilitatea de a intra pe finanțare cu un drum pe Fondul Național de Investiții. Și propunerea noastră este de a lega Lupești de Părbulești prin drumul care știți
așa, din stație de la Opești, care vine pe desubt, și de a intra în Părvulești, pe aici, la Pot, și să se ducă până în fundul lungii. Și să demarăm proiectarea ca să putem depune pe Fondul Național de Investiții. La stațiile de autobuz mai avem nevoie de 5.000 de lei ca să și le punem. Noi le-am achiziționat, am zis, stația costa 10.000 de lei, așa cum am spus. Platformele la două, betoane și ce mai trebuie ca să le putem pune 5.000 de lei. Și mai avem nevoie la biserică pentru depunerea, pentru finanțare în toamna asta, acum pe fondurile norvegiene, de 30.000 de lei ca să terminăm documentația și să depunem proiectul pentru finanțare. Proiectul final se finanțează cu până la 2 milioane de euro. Cam astea sumele de care avem nevoie până la sfârșitul anului. Dar de ce nu alocăm niște bani pentru reparația dispensarului? Dispensarul nostru este al nostru, al comunei și trebuie doar o finanțare pentru reparare. Da. Există o ordonanță de urgență. Numărul 68 din 28 mai 2008 în care spune la articolul 32 dacă nu, așa, dacă se oferă prețul, așa, așa, nu. Spațiile medicale care intră sub incidența prezentului ordonanță de urgență și nu sunt vândute de consiliul județene sau de consiliul locale, sunt amenajate de, și dotate de către autoritățile de stații publice, locale, în termen de un an. Deci, din 2008, a trecut ceva, așa, de un an, de la data intrării în vigoare. Sumele necesare amenajării și dotării spațiului prevăzute de articolul 1 se asigură de la bugetul local al unităților administrative teritoriale, în care rază teritorială se află acesta. Deci, noi avem spațiu, dacă e vorba de pământ care expulgă prin litigiu, se poate da în judecată și ne acordă servitude pentru trecere. Obligatoriu. Da, trebuie. Mai trebuie să vă explic, eu v-am explicat de asta, dar probabil să n-am fost atent. Acolo, la dispensar, avem o situație specială. Unu, situația specială este creată prin... Deci s-a creat o grevă, o grevare a situației juridice a dispensarului prin însăși legea 10 care a fost depusă de familia Simeon pentru retrocedare. Până la definitivarea cererii de retrocedare, când îi dai, când nu îi dai, tu n-ai voie să faci bani acolo. Da. Unu. O să vedeți că îl scoatem din domeniul public acum, conform OUG57, și îl trecem în domeniul privat acum. Tocmai din cauza asta, pentru că fiind grevat, nu pot să mă țin domeniul public. Îți spune foarte clar legea. Doi, într-adevăr, terenul de acolo, avem litigiu pe el, dar și terenul și calea de acces către dispensar nu există. Deci nu ai o cale de acces. Eu nu sunt împotriva. Da, prin judecătorie... Deci, bun, prin judecătorie. Dar vedeți... Dar vedeți cât ne chinuim. E adevărat. Așa este, cum spuneți dumneavoastră. Dar vedeți cât ne chinuim ca să facem. Eu acum, că a apărut o adevărată discuție și o adevărată isterie vis-a-vis de dispensar. Până acum nu aveam dispensar, acum când încercăm să facem ceva, hopa, stai că... Noi de acolo am fost născuți, crescuți cu dispensarul. E o plătere impozantă. Și un loc bine pus la punct aici, domnul, nu-i pe care... Nu spune nimeni că nu e așa. Deci eu n-am spus și... ascultați-mă ce vă spun. Deocamdată Consiliul Local nu a aprobat schimbarea destinației dispensarului din comun. Este adevărat? Corect. Nu s-a aprobat, s-a aprobat finanțarea reparației unei clădiri. Da. Care e proprietatea comunei Mănăstirea Cașa. Și s-a considerat că va fi destinația să o dăm și la... Dacă cineva vrea, ea este pusă la dispoziția comunității. Că nu o ia nimeni ca să plece cu ea. Da? Deci ea este pusă la dispoziție. Dacă vrea cineva. Dacă nu vrea, nu uita. Da, păi nu vrea, domnule. De ce nu vrea, de ce nu se pune cu ea? Că se repete, nu la capătare, nu la human, să mute dispensarea. Acum. Lumea este foarte alertată de treaba asta. Ce anume? Lumea este foarte alertată.
face cu treaba asta. De ce este? Eu mă nu s-am luat apă de la ciocănel, tu m-a de la dragul de asta. Câte nume m-au oprit, doamna Liuța, dar știți ce v-ați dat? Nu trebuie să frații lor, doamne. Păi ești consilier, cum să nu știi ce se întâmplă? Da, doamne, și cum? Da, da, poți și cum ce unul din cei care au votat reparația unei clădiri. Haideți să facem un vot ale cu că am cel puțin două variante. Bun. Facem stație de autobuz acolo. Doi. Haideți să aprobăm, uite, către cele două cabinete medicale, cumpărăm un logan nou nouț, îl dăm în dotarea cabinetelor medicale. Doctorii să-și pună benzină și șofer și noi le-am cumpărat mașinul nouț și ne-am dat în dotare să-și rezolvi treaba cetățenilor. Ce mare lucru să dăm 15.000 de euro și să-și cumpere o mașină pentru... Dar nici măcar un logan. Și am rezolvat problema. Da, da, mașină, dar deci e rezolvarea unei probleme. Nu spune nimeni că hai că sunt... Decât eu, logica mea a fost următoare. Decât să avem două ruine, mai degrabă avem una singură. Că și aia și asta la altă erau două clădiri care... Nu, sincer vă spun, nu făceau cinci ani. Da, aia e o clădire comunistă, făcută ca un graș. Și asta e o clădire ipotecată din... Nu, deci dacă mă dăm fac, vin la acoperișa, la sectorul ăla, nu știu ce e dificil pe asta. Nu, asta e de la sectorul. Fratea, vă rog, acum, cu chelițele de la sectorul. Știți ce am să cumpără terenul ăla de la Simeon Hrățit? Nu îl vine. O să încercăm. De cât în bilietul ăla de la școală, de spatele școlii, luat aici, face și parc pentru copii, e loc, și nu se desfășoară la funcționare. Deocamdată este vorba de un litigiu. Noi avem un litigiu. Nu s-a pus niciodată problema. Litigiu nu e pe casă, domnul primar. Nu, litigiu este pe teren. Litigiu este pe teren. Păi, da, vă dați seama că nu e chiar atât de simplu. Da, cumpărăm. Dar acum depinde și cu ce vreți cumpărăm. Oricum, nu cred că mai spun ca la, în spate la școală. Chiar n-aș vrea să... Dacă eu vă faceți dumneavoastră negocierea? Aha. Dacă faceți dumneavoastră negocierea, așa, eu sunt primul care propun chestia asta. Ca să vedeți cu eu în tine. Da, de 300.000 de euro, nu de 100.000, că n-am citit exact. Da,
prețul limitele ar fi și s-ar rezolva problema, nu mai are probleme. În fine. Dacă își asumă cineva responsabil, eu sincer, în calitate de ordonator principal de cred că eu nu mi-am asumat responsabilitatea asta. Dacă ar fi consolidat așa, să aduce dacă și fi... specialiști da, așa da. Deci face... care garantează cineva. Deci stabilim așa. Aducem un expert, îi face o expertiză, îi spune exact cât e costul, deci prima dată facem expertiză. Da. Vine specialistul, spune, domnule, ia o expertizează, îi face expertiză de jos și în sus, și atunci spune, domnule, trebuie să facă de următoarele lucruri. Aia. Da? Venim cu expertiza în fața Consiliului Local, vedem exact ce măsură luăm și atunci, dacă ne permite bugetul și ne permite buzunarul, băgăm bani în el, dacă nu, luăm hotărârea aici și vedem ce facem cu el. Ascultă-ți una licitație pe vânzare. Privind atestarea domeniului public și privat
al municipiilor, orașelor și comunilor în județul Bacău, anexa 50, inventarul care aparține domeniului public al comunului Mănăstirea Cașa și hotărârea Consiliului Local numărul 20/1999, hotărârea Consiliului Local 24/2008, 24/2013, 20/2015, 27/2015, 34/2015, 48/2017, 75/2017, proces verbal de punere în posesie 4950/2012, decret prezidențial 233/1984. Propun următoarele. Actualizarea numărului de inventar numărul 389, curs de apă râu Sărat, tronson de la izvor până la confluență cu Părăul Dulce, o lungime de 3 mm liniar și o suprafață de 9 mm pătrați. Actualizarea numărului de inventar numărul 390, curs de apă Părăul Dulce, indicativ 107/112, tronson de la izvor până la circular Băștei, lungime totală 2000 liniari, o suprafață de 16.465 m². Aici este o suprafață exactă, deoarece am făcut măsurătoarea cadastrală. Adăugarea unei noi poziții, curs de apă, Părăul Sărățel, indicativ HC906, tronson circular Băștei, confluența cu râul Cașe, o lungime totală de 5000 m², cu o suprafață de 41.538 m². Tot așa am făcut lucrare cadastrală, urmează intabularea ca să intrăm cu lucrarea de regularizare a cursului în zona intrabilană. Alt punct. Revocarea punctului dispensar uman iese din domeniul public, imobilul fiind grevat de legea 10/1995 și ordonanța de urgență 57/2019. Intrarea în domeniul public a suprafeței de teren 2620 m², conform contractul de vânzare cumpărare 1788 din 8 iulie 2019, carte funciară 61641, literele de la Curtea Școlii, și intrarea în domeniul public al comunei a suprafeței de teren 1818 m², situată în zona Aloș-Cudrache, conform contractului de schimb imobiliar a imobilului identificat sub numărul cadastral 60448. Ăsta este terenul care a făcut schimbul cu o suprafață din curtea sectorului, terenul de la sector, cu zona Aloș-Cudrache, când am făcut în domnul Rețea. Destinația drum de la familia Tudurache din Unescu până la râul Haloșul Mic. Asta e modificarea pe domeniul public. Pe domeniul privat avem același referat făcut tot de domnul Bucur George Adrian. Vă rog să aprobați propunerile de actualizare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Mănăstirea Cașa. Și avem odată intrarea în domeniul privat al dispensarului și revocarea din domeniul privat al comunei de suprafața de 1818 m², situată în punctul sector, din care 1157 teren poți construcții și 661 teren arabil, conform contractului de schimb imobiliar identificat ca cadastral 61.268. Este terenul pentru care a fost schimbul făcut pentru drumul de la Dubrava. Și aici va fi diminuare de suprafață. Astea sunt modificările. În spate sunt copii după intabulări, copii după contractul de vânzare cumpărare, schiții cadastrale și inventarul vechi. Dacă aveți alte propuneri de modificare sau considerare,
pentru porțiunea de la ieșire din satul, din sat spre Halușul Mare, până la Gura Porcului și de la pe tronsonul Gura Lacului. De la, de la intersecție și până la Gura Lacului s-a făcut, s-a făcut documentație și s-a trimis la Rom Simba pentru trecerea în, în domeniul public. Dar la acolo ne trece podul, unde merge la Dilde de sus acolo, pe unde duce Cipotaru. Acolo e intrat tot în patrimoniul primării, drumul ăla care trece podul. Eu, la trecem, la... eu vorbiți de drumul care duce la... De la Caraiman. Sus, de la Caraiman faceți stânga. Faceți un pod. Faceți porțiunea aia, unde merge la Dilde de sus. Asta e la Cipotaru. Da. Alea, în mod normal, sunt drumuri... Nu intră așa? Nu, nu cred că intră în drumul forestier de astea. Nu, 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 ăla e trecut la noi. Sunt drumul de, sunt drumul de extrabilan. De extrabilan, da. Da. Pentru că oamenii aia solicită curățatul să vezi iarna. Solicită și aia, că poate ieși cu mașină de acolo și plătesc 40 impozite de aici. De asta știu, că aparține, ne aparține sau nu? Așa. Bă, facem o verificare, dar așa știu. Că da. Eu sunt drumul de extrabilan. Asta vreau să știu, că sunt întrebat. Până la o anumită... Probabil că acolo figurează și ceva drumul forestiere de... Băi, nu prea, ci cu ce vor. Nu știu, mai poate e, mai... Poate dar mai sunt proprietăți private. Da, proprietăți private. E probabil să continui cu drumul de exploatare. Da, deci de exploatare... Ceea ce agricolă, interiorul forestieră... Intrabilanului, acolo avem de face cu drumul de exploatare. Nici o rețea electrică, e imposibil să nu intre și acolo. Până la ultima bine, acolo nu ne-am avut... Iar de zăbrețele s-a făcut acolo, tot. A, totdeauna. Întreținerea drumurilor de acces către proprietăți, unde se face, nu știu, de exemplu, programul ITIM, ala, ce să întreținem noi sau foarte acolo, ce trebuie făcut acolo? Acolo e un dezastru. Ba, cineva nu vine drumul. Tot noi, trebuie să fie. Dezastru. La mine, la poate așa trebuie să fac foarte bucat. Da, acolo mi-a solicitat mare cumpeară. Nu, dar au găsit soluția. Spuneți, vedem despre ce-i vorba acolo. A, nu știu, Cagav și-a intrat proprietatea. Da, nu știu, simplu, dar până ziua. E drum cap. Am zis că poate mâine o să reușesc să tragem un foc acolo, să vedem ce soluții găsim ca să vedem. Nu-i mai nu știu, până nu vedem, până nu vedem la fața locului. Da, cu bună. Da. Să punem la vot, actualizarea pe un public, ce este de acolo. Împotrivă, abținere. Modificarea organigramului și a statutului de funcții privind schimbarea denumirii funcției de administrator public în administrator de ură public și privat al domnului Mestre Graș și Județ Vata. Da. Păi să lăsăm pe doar secretar, că și așa e. E bine că omul este așa. Da. După cum știți, a apărut o durată de numărul 57 pe 2019. Prin această ordonanță, practic s-a făcut exemplu în iranie pe 247, a durat mai multe legi într-o lucrătură. Și prin această ordonanță a adăugat inclusiv o parte, aproape tot, 205, legea administrativă, parte, a adăugat legea 188 pe 9, vă zic cele mai importante. În 1999, prin statutul funcționarilor publici, legea 90 pe 2001 pentru organizarea și funcționarea guvernului României, ordonanța guvernului pentru stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de lucru al guvernului. Asta și așa. Iar aici a zis din toate și a. Le-a mai multe mai bune, nu? Am zis că cele mai bune soluții, am mai adăugat câte ceva și tocmai de asta suntem nevoiți, am trecut asta, am mai schimbat. Să facem modificarea asta, domnul Bucur George a fost angajat, inițiat ca administrator public, aici, pe funcția de administrator public. Dar conform noi ordonanță de guvern, cumva s-a
Am schimbat datele probleme. Domeniul public. Nu, aceeași volie. Am schimbat un pic datele probleme. Adică, domnul Bucur George a fost angajat prin concurs. Și pe o perioadă nedeterminată, prin noua lege, administratul public este angajat de primar, doar atât, putem dispoziția primarului și doar pe perioada mandatul primar. Doamne, trebuie să nu mai este primar, a zburat și trebuie să Deci, dacă poți,
Dar nu e vorba de siguranța serviciului, este vorba de ce prevede legea. Legea spune că acest post de administrator, nu știu de unde s-a amințat acum, este venit cu mandatul primarului. Cum putem noi să vedem ca acest post să-l facem pe privat această persoană să fie angajată pe un post pe perioadă nedeterminată, în condițiile în care... Doar schimbarea, schimbarea de numit. Atât. Nu, noi trebuie să adoptăm hotărâre de schimbare de numire. Deci, vă arăt pe de schimbare de numire din secretar de comună în secretar general. Și perioada pe perioadă? Da, perioada de perioadă determinată. Dar aici este diferența. Că unul e pe perioadă determinată și unul e pe perioadă nedeterminată. Eu aici nu înțeleg. Eu am fost angajat în stat pe perioadă nedeterminată. Pe perioadă nedeterminată, dar dacă trece pe un post, pentru acces pe teren. Păi, dar ce acces? Că ai acces. Nu, l-ai și acum.
Deci vorba de urdare în administrare. Cred că e o asociație cu redare frumos pe bază de proces verbal, domnul administrat a pus. Și după aceea, legat de un administrare asociației sportive, mai putem investi banii de... Dar nici nu ne-a prea fără să fie investiția. Da, trebuie. Administrația face de la diferență între administrare și proprietate. Da. Deci proprietatea nu e nimeni. Noi rămânem cu consiliul local, rămânem proprietate. Poate să iau oricând terenul ăla. Noi confini, ți-am luat terenul sau îmi predai terenul înapoi și gata. Deci proprietatea rămâne în continuare consiliul local. Noi practic, ca și cum spune dumneavoastră, vă dăm o suprafață de 200 metri pătrați pe locul, s-o curățați. Dar și v-am dat-o în administrare și v-ați înțeles? Dar sperăm și sponsor principal. Da, dar ce sponsor? Nu se ia dar toți consiliul local i-a dat ceva somn și am mai făcut ei prin formularele 201 care le-au depus 201 sau cum? La administrația finanțelor. 2%. 2%, da. Terminul ăsta e impreșmuit? Nu, e impreșmuit. Nu intră animal de acolo să facă. Asta e, nu mai făcut. Aici o să iasă. Vă se ia subminul. Nu e greșit, dar vă fi curat. Acum la cât e de mare ar trebui, da, fi cazul. Da, și întotdeauna v-a licit sportul în comună la noastră. Tu îți cumpăra jucători. Dar vă zic, de ce nu vă implicați la o... Poftim? Am o poză din anii 70 când erai la echipă. De ce nu vă implicați la... Păi mai plic, dar... Nu poți să vedeți ce vreau. Absolut, dar noi, acum nu cu nimeni ca să... Nu poate să credeți prin aceea. Păcate susținere, pentru că am constatat în anii anteriori, pentru că, sincer să vă spun, nu prea am avut timp așa ca să mă ocup, să stau de ei. Eu, la un moment dat, pușam și terenul la ei. Ducea domnul vice și cu doi oameni și pușau terenul prin locul, ca să se strângeam la piele. Și să strâng la piele, da. Ei, nu era un mod de a lucra al asociației administrative, dar tot am sperat și, mă rog, i-au obținut și niște rezultate frumoase, dacă vă aduceți aminte, prin 2008-2009, când au luat ei chiar locul 2 la nivel județean, parcă, nu? Nu mai țineți minte? În fi. Da. Dar... da, și trebuiau să treacă la o altă etapă sau și... Locul. Da, da. Trebuia să intre în județean. Trebuia să intre în județean. Nu aveam posibilități financiare. Trebuiau niște... Alte condiții la teren, la fază. Ai raportat primul pahar de cum l-ați cunoscut? Da. Mi-a fost subalter. Când a dea aici amici, îl ziția de la serviciu. Îmi dădea locanul, telefon, domn, cine-l pune-l prezent, că l-am oprit eu. Aia a fost, poate, cea mai glorioasă perioadă din istoria Bradului. Ionică Sătaru, cum l-a făcut. I-a fost bun, i-a fost. Și tu ai citat să până. Ca și mult m-a fost. Supărim la urmărare, să vă dărăriți? Da. Cine este pentru? Pentru darea la administrare. Pentru darea la administrare, pentru asociația terenului de spun. Împotrivă, abțineri. Da, avem o cerere din partea domnului Bogdan Dominic, domiciliat în municipiul Onești, strada Libertății 3-15, scara A, posesor CI, titulat la contractul de concesiune 866 din 2004, lotul 6-18, prin prezent, vă rog să ne aprobați cesiunea contractului 866 către Fițiu Cosmin, domiciliat în satul Năstreaca și în județul Bacău, conform contract cu vânzare de cumpărare anexă la prezenta. Și avem contractul de vânzare-cumpărare numărul, autentificat sub numărul 603 din iunie 2019, prin care domnul Bogdan Dominic îi vinde domnului Vițoiu Cosmin și Ciobanu Andreea, nu? Adică se reprezintă, mandata. Așa, îi vinde o fundație de beton cu suprafață de sol construită de 60,96 m², numărul cadastral 61067,
amplasată pe terenul proprietatea comunei Mănăstirea Cașului, 1000 de metri pătrați. Bun. Revenim la procedura aia de transfer a proprietății între două persoane, da? Unde un teren este proprietatea comunei Mănăstirea Cașului, are construit ceva și îl vinde, în respectiv, îl vinde alte persoane. Și automat, preia și construcția. E aceeași procedură care am făcut-o. Da, dacă mai vreți date, eu vă dau și un referat din partea urbanismului. E o procedură, atenție, e o procedură care e prevăzută în contractul de concesiune și chestii care nu se poate trece. Deci fără aprobarea Consiliului Local nu se poate face. Bine, dar nici nu sunt motive ca să nu ca să traverseze teren, drumul, nu? Ca să-și facă raportul direct, sau ce anume trebuie să-și facă aici? Nu. Pentru ce trebuie acolo? De aceea mi-a spus construiul certificatul... Să memorizați acordul administratorului drumului public, fiindu-ne necesar să trebuie autorizat să construire cu destinația spațiu comercial la parter și locuințe la etaj, din cauza că e spațiu comercial. Îi cere acordul proprietarului drumului. Da. E ceva nou. Există o vizită de la spațiu comercial, o să fie la așeza alimentare. Da, păi el folosește. Da, uite, dar fiecare îți face o partare acolo. Da, bine. Lumele și e de-a spus. Da, așa. Acordul administratorului drumului public dispune în certificatul de urbanism, îi cere printre altele, de ATC-ul, de DOE-ul, aviz de la alimentarea de energie electrică, aviz de la sănătatea populației, și cere următoarele acorduri. Inspectoratul pentru situații de urgență Bacău, acordul autentificat al vecinilor, acordul administratorului drumului public, adică nouă, avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău și studiul geotehnic. Precum și în punct de vedere competențe competente pentru protecția mediului, dovada înregistrării proiectului la ordinul arhitecților din România. Dar nu vă spun că acum, pentru orice construcție, prin modificarea legii 10, se trebuie detergente de șantier. Tot ce înseamnă B plus 1, se trebuie detergente de șantier obligatoriu. Și studiul geo. Și studiul geo. Se face cu persoane autorizate, cred, construcții. Da. Asta este. Noi ne dăm acordul. Și nu ești eu populație. Deci, propun să ne dăm acordul. Da. Să nu ocupi toți urmăriți. Păi pentru ce? Practic, cum se va numi acordul dumneavoastră? Păi, vedem acordul. Asta? Dar scrie acolo acordul... Acordul administratorului drumului public. În vederea folosirii drumului public sau în vederea... care se folosește la autorizația de construire. Exact cum cereți avizul de la EON, de la Direcția de Sănătate Publică. Asta este un aviz principiu. Deci el folosește la autorizație de construire.
Pentru construire, da. Deci acolo e o repede. Acolo este ceva. Este ceva nou, vedeți și noi. Care nu acordul. Aici e problemă. Care e rolul? De ce trebuie să dau acord? Păi probabil. În vederea construirea, conform formulării. Da. Pentru că o să fie cu utilaje mari, după aceea. Nu a fost. Deci el o să intre, o să vină cu mare. Da? Ai mare și tot. Cine în ce? O să vină cu mare. Și legislația mare face. În momentul în care tu iei data acordul, el poate să-i spune incidența legii. Nu poți să-i spune la un circul pe drumul ăsta. Nu-ți intră mașina pe drumul ăsta, da? Nu-ți intră camionul. Nu-i public, doamne. Poate să circul oricine. Nu, are drumul restricții. Eu pot să-l restricționez pe el. Adică, ce mașină îți restricționate? Ce anume? La tonaș. Deci, da. Dar la tonaș, oricum la tonaș, nu depinde de hotărârea domnului primar. La tonaș, există pe drum, acolo, pe drum, ăsta nu circulă mașina. Hotărârea Consiliului Local, aduceți-vă aminte că, de exemplu, la Hărâul Mulcei, am aprobat un tonaș de 3,5 tone. Sau... Da, aprobat Consiliul Local. L-am aprobat altcineva, n-a venit cineva. Stați un pic, în funcție de niște documente, are un special, deci nu fac noi 15 tone, așa că avem. Și ce ne oferește niște documente. Și ce ne oferește noi că să nu punem restricții. Face o expertiză și dacă spune expertiza că nu ai voie cu 7 tone, nu-i mă trebuie. Ce asta tu? Drumul ăla nu ai cu ce mai mult. Se mi-e citanță. Dar după ce dă... Boală de locul.
baza bonului de lucru. Domnul Regis, există restricții pentru lucrările care se fac? Așa. De exemplu, pentru cineva care vrea să ghereze un plan. Da? Da. Puneți vreo restricție? Păi da, eu știu, sapă în domeniul public și nu are acorduri, are condiții. Normal că e. Nu, dar nu e persoană fizică. Nu e persoană fizică. Pentru da, dar ne primim ce vrea să fac cu el, dacă vrea să, eu știu, să îl bagă unul dintre azi, dar nu-mi șasa de ce, trebuie să-ți dai seama dacă nu are acordul să dărâm mișcare. Deci au fost multe chestii, deci n-am permis să înfunde. Haideți să vă dau un exemplu. Eu mă retrece. Chestiunea e destul de sensibilă. Adică noi plecăm de la premisa că toată lumea e cu de bună credință și corectă, da? Ei, nu se întâmplă mereu așa și avem, la un moment dat am avut chiar o plângere penală vis-a-vis de cel care a exploatat lemnul. Exploatat lemnul și față de Florin Bogatu, care era mecanic, el practic era complice și era acolo. S-a dus cu taful primării, vă dați seama. Și-l-a tăiat pe lemnul. Fără, Florin se ducea ca să verifice, să vadă că e marcat sau nu marcat lemnul. Deci caz și niște chestii din asta, da? Mai avem situații când el vine, închiriază și traversează fânațul cu sitarul, da? Fără acordul cu sitarul. Și atunci sitarul vine și spune, băi, dar ce faci cu taful primării? Da? Noi am încercat să fim atenți și la nuanțele astea, că nici nu îl ajut pe unul și de fapt îi fac altul altuia. Da? Și atunci, în mod normal, am început să le cerem și acordul proprietarului terenului când îi traversează. Deci sunt chestii, că până la urmă îi aproape ca să stâmpă să-și rezolve treaba, dar de fapt el face și stricăciu, știți? De asta spun, domnul Lazar, de asta spun că sunt nuanțe și nuanțe. Nu poți să-i dai clar să dărâmi casa pe genului cu sau vă dau o speță acum. Am vrut să fac șanțul acolo la Peace Last, să vină și ai venit rusul. Păi, ce faci cu șanțul? Da, a văzut asta, am venit exact la el. Acum nu mai e, acum la sat am, nu mai făcut drumul, nu mai făcut șanțul acolo. Tot Peace Last, noi nu puteam să spargem aici, puteam să spargem și ne începăm aici în drumul ăsta? Nu, trebuie să acolo, în fața lor. Acolo e probleme. Nu. Cert este că utilajele astea funcționează. Am ajuns la... Vă dau un exemplu. Ne-a trebuit un cauciuc la bravă, da? I-am dus, am luat un la basculant. Ăla cauciuc de 2000 de lei, l-am pus. Asta este, da? Au și el 10 ani de zile. Cert este că el arată destul de bine. Vă spun că am fost și norocoși prin faptul că am avut băieți care s-au ocupat și mai ales Florin Bogatu, care e una, două de sub piele, de gresează, și le-a întreținut, știi. Nu vă mai spun, la Bulu, de exemplu, la TAF avem acum nevoie de la de băgat, niște bucșe, niște, mă rog, la la el. Reparații curente. Da, deci sunt chestiuni astea curente, care nu costă foarte mult, dar e vorba de 500, 600 de lei, schimbat uleiuri și așa mai departe. Deci e un factor până într-o mie de lei. Dar dacă nu îi faci la timp, o să te mânești după aia, te costă mai mult. Că... Mai mult. Vedeți că, de exemplu, ați văzut, vă dau exemplu de la, nu la ce nu este mai multe de vecină, dar ați văzut că vecinii noștri au început și ei să-și achiziționeze bulă excavatoare, da? Vă dau exemplu mai departe. Mă uitam la Coțofănești și-a luat... Meteșul. Da, Meteșul. Nu, Meteșul, da, nu știu ce fie asta, da? Au început să-și achiziționeze că pur și simplu te folosești de ele, da? Necesare. Sunt necesare, da. Și, da, te folosești. Bun, da. În fine. Mă lăsăm să mă. Să punem la vot. Întrebare? Nu. 7 proiecte de hotărâre de pământ, actualizarea prețului la bilete autorizate în care apărțează. Deci până la urmă nu rămâne același. Mă contactează primăria. Mă contactează primăria, da? Cine este pentru? Și programarea de la primărie în funcție de cerere. Da, se face cerere, se aduce la noi. Eu o repartizez mai departe pentru domnul Soare, George. Toate George trăia și discută. Obligatoriu un număr de telefon să aducă cerere ca să poată să discute și să programează funcții de cerere pe care le are, funcții de utilaje,
e posibil să fie... Să avem priorități să mai la drumuri, să la... Funcție de lucrările pe care le avem noi, prima prioritate este noastră la drumuri și așa mai departe, da? Domnul primar, aș vrea și eu o lămurire... Mai avem... Cu drumul ăsta. O lămurire nu mai avem. Asta, spatea Pamfilul până când s-o rezolvă ceva. Începe și nu mai face să face nimic. Începe și nu se mai face nimic. Apa a început, nu se mai face nimic. V-am spus aici, am dezviat contractul, scoatem o licitație din nou. Pe data de 8 vine expertul, am comandat expertiză, vine expertul să facă expertiză. Da, nu e. Să ne ai spate la licitație. Am zis că anul ăsta l-am asfaltat. Da. Și atunci ne mai cadrăm o tabla asta, nu? Chiar că l-am. Eu mă trebuie să spui cu două. Nu știu ce să... Vedem cine vine la licitație și aici e o problemă. Cine vine? 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 Nu mai au fac acitate cu mâna de lucru. Deci, da, sunt niște chestiuni astea tehnice care ne depășesc. Noi avem sume, ne scoatem la licitație, nu putem să facem mai mult. Licitația cine o face? Noi sau Consiliul Județean? Noi facem licitație. Am înțeles că Consiliul Județean trag niște școli pe acolo. Nu, nu am nicio. Păi trimite ei acolo ce vor ei. Nu, domnule, nicio implicare. Noi facem documentația de la A la Z. Vă spun, la drumul Mori nu s-a respins și acum nu s-a respins. Nu s-a prezentat nimeni. N-a venit nimeni la licitație. Vă zici, dar cel puțin ăștia au primit ceva bani, v-a păcălit cu banii sau nu au apucat să-i dați cel puțin ăștia? Nu, ce să fie lucrurile care s-au executat. Nu e. Acum e proiect european. Nu le-a scăpat mai mult, nu? E proiect european, dar vine expertiza în teren, nu e. La o dată început, pentru că își pierde garanția pentru noastră. Absolut, da. Plus penalități, plus orice. Plus faptul că nu vom mai putea... Plus nu mai poți să mai participi la licitație. La licitație, da. Să facem o aplicare parțială, adică are un problemă sigur. Ce vine asta? 10 ani de criză... Bine, schimbă... A fost la urmă, s-a schimbat la întrepriză. Mă rog, da. Mergem mai departe. Da. De ce mai ales pe am ajuns la refuza de vizită inițial. De vizită general pentru școală. Da? Deci, după fiecare achiziție, se actualizează de vizită general. După fiecare. După terminarea achizițiilor. La noi nu s-a terminat achiziția pentru că a rămas achiziția pentru dotări și nu s-a terminat. Am rămas ca proiectantul să defructivez de vizit general în momentul în care se face achiziția pe dotări și atunci automat prinde și face de vizit general la sfârșit. Cei de la Ministerul la București spun, doamne, nu, îmi dai în urma contractului de proiectare și execuție, îmi dai suma actualizată cu contractul de... Asta înseamnă că scade suma cu 3.190 de lei. E o sumă foarte mare, dar sunt foarte punctual și au cerut hotărârea Consiliului Local de actualizare a debitului general. Deci, avem 9 debit general, este total general 6.075.500, din care de la buget de stat 5.824.403, mi s-a așa tras atenția să nu depășească cu un leu față de contractul de finanțare semnat, iar de la buget local 251.098 lei. Deci, mai avem de făcut o achiziție pentru o sumă de 165.247, care înseamnă dotări. Asta e inclusiv TVA. Inclusiv TVA. Ce anume? În fondul local? Nu. Asta e ce 165.000 de la Minister. Deci din cadrul, ce v-am spus eu, 165.000 trebuie să mai facem achiziții pentru dotări. Aici înseamnă bănci, de exemplu, mostre, da, scumoase, dar scumpe, de scumpe, dar ce îmi place foarte mult, îmi place durabilitatea și blatul ăla de versalit nu-i de un lemn stratificat.
Dar e o unică... dar asta firmă care face băgeri? Păi și atunci nu putem... Eu ce să spun? Mă consult în permanență cu domnul director, avem mai multe variante, vreau să ajungă și la școală și să vadă, domnule, cum stă copilul în el, dacă vrem o altă soluție, s-ar părea că e prea mic pentru cei din clasa 7-8-a sau așa, scaună, aud, unele discuții. De cineva a trimis mostrat aici? Da, trimis-o de la Edu Volt, din satul Mare. Bine, dar n-ați făcut, bine, dacă trebuie să faceți o achiziție, bănuiesc că ați făcut cereri la mai multe firme și bănuiesc să fie care firme trebuie să vină cu produsul pentru a văzut. Le-am trimis o mostră. Deci noi am văzut. Dar ați făcut cereri către firma asta sau v-a trimis așa? Nu, doamne, am făcut cereri, am făcut cereri. Numai către firma asta sau? Numai către firma asta deocamdată. Ne-am trimis mostra asta. Pentru că din ce am văzut, pe total, ăsta ar părea cele mai frumoase. Deci era mult mai concludent dacă vedeam aici trei mostre de la trei firme și puteam să facem o comparație. Așa că ne spune dumneavoastră că este robustă, e bună, e atât ame. Celelalte e de bucăți. Părerea mea și dacă dumneavoastră găsiți și chiar vă rog, sunteți cadrul didactic, dacă găsiți dar ceva... Dar nu, că nu intră în atitudinile mele să facă achiziții. Deci nu, cine face achiziții, nu, are legătura cu firmele, dar, vede... Nu puteți să faceți o obiecție. Nu o obiecție. Puteți să faceți o problemă. Doamne, uite, bine, s-a părut, fiind cadrul tactic, și eu pot să am. Doamne, vreau să dau școala cu roz. Nu, greșit să vedeți acum. De ce? Deci, bine, asta e, dar vrea cineva, dar vrea să ca cel care achiziționează, trebuie să vezi. Eu, acum să deci, vă stau intenția... Deci, deodată vrea să vedea doar o mostră. Da, nu era, era o discuție, că e întâmplător. Era vorba de, sunt în căutare, de propuneri, de idei, de să văd unii mă acces și pe ce mă acces. În primul rând mă interesează și bugetul, în primul rând mă interesează calitatea. Doi, mă interesează și bugetul, absolut. Mă interesează chiar și obiectele în sine, pentru că directorul are o listă cu dotările, cu mese, scaune, dulapuri, proiectoare, eu știu ce Dumnezeu mai trebuie acolo la școală, da? Și pe care mi-au făcut și îmi spune, doamne, trebuie să ele atât, de ele atât, de ele atât. Și chiar l-am rugat cu domnul director. Domnul director, vă consultați cu personalul. Vedeți ce culori vreți, vedeți ce modele vreți, pentru că eu nu cumpăr și nu o să cumpăr ceva, să fac o achiziție, ceva, fără acordul școlii. Da? Nu vin eu și spun, băi, ăsta sunt cel mai bun. Pentru că nu lucrez eu cu ele. Mi se pare normal. Doar dacă tu vrei din pal sau ce vrei, iar îi fac, dar la anul vii să-mi spui că de fapt au fost rele și nu ne-au... Da? Deci cam așa văd eu modul de lucru. Eu am o idee, domnul primar. Da, ce ieftine scump. Domnul primar, ați zis că nu știți dacă pentru aia de clasa 8-a, dar de ce să nu faceți exact trei modele? De exemplu, pentru copiii mai mici, mai mici. Pentru copii mai mari, mai mari. Mai mari, mai mari. Sau și mijlocii, cum mă refer. Pentru copiii mijlocii, mijlocii? Da. Da. Nu serios vorbim la mișto. Nu, nu, nu. Deci nu vorbesc la mișto, eu vă spun așa. Sunt două categorii. O categorie așa, eu vă spun opinia mea, există un alt tip reglat. Se ridică atât scaunul cât și masa, da? Se ridică și se lasă cu funcție de individul care stă la el. Sunt modele de genul ăsta, da? V-am spus, deocamdată nu... Cei de la IEDU nu ne-au spus, doamne, vă trimitem o mostră ca să vedeți practic. Una este să vezi pe internet prețuri și calități și să citești, și alta este să o vezi fizic, să pui un copil în ea, să vezi cum stă. Da, revenim la demersul general. Și vă rog să... Vă spun eu, copiii. Vă rog să puneți la vot noile sume. V-am spus, practic, s-a diminuat 3.192 de lei. Fiți bun și mai repetați-mi o dată suma totală, 6.075.500, din care
Bugetul de stat susține 5.824.403 lei. 403 lei, așa. Da, și bugetul local 251.098. Bugetul local, da. Mulțumesc, da. Dar să știu, să stau aici așa. Da, haideți să punem. Cine este pentru, de acord pentru devizul general în școală? Pentru aprobarea devizului general. Împotrivă. Împotrivă. Deci devizul general era atât și diminuat cu, rămâne cât? 3.192 lei. Atâta rămâne sau poate să reușește? Atâta s-a ajutat față din vechea legii. Deci suma asta. Când s-a scos la licitație, era prevăzut o sumă cu 3.192 lei mai mult. Când, după ce s-a scos și s-a semnat contractul de execuție și de proiectare, s-a diminuat suma de 3.192 lei. Deci Da, păi baza nu era și el. Păi nu. În mod normal. De ce? Care sunt motivele? Urma licitației. Deci ați luat firma asta pentru că a acceptat cu 3, așa mai puțin, da? Nu am luat-o noi așa, au venit, au depus oferta online. Așa, deci așa au depus oferta mai mică cu 3 milioane față de...3.000. Mărirea prețului la minimul economiei, la construcție. Salariile minim de economie. El a venit cu coeficienții deja prinși de anul trecut în contract și n-a mai putut să... Deci n-a mai intervenit nimeni cu nicio sumă. Și a rămas cu suma tehnică. Să-și face o întrebare. Noi am aprobat 5.800.000 și nu știu de cât. Asta apare 6 milioane. Dar nimeni 5 milioane. Păi tot 5 milioane sunt cunoscut și acum. Nu, 6. V-am spus 5.800.000. 24.000. Mi-a zis 6 de milioane. De la bugetul orchestral. Aduceți o părere. Era și la bugetul de scoasă. Ați votat în bugetul local. Da, pot am văzut. Da, e mai greu. Haideți ca să terminăm totuși. Mai aveam... Să adopte o hotărâre din Consiliul Local, pentru că un proiect de hotărâre prin care să stabilească că obiectele de inventariu lipsit, distruse sau deteriorate să fie plătite la Căsăria Primăriei Comunei Mănăstrea Hrad și de 3 ori valoarea lor de inventar. Menționez că prin această taxă, cei care vor închiria această locație vor fi mai atenți cu obiectele de inventar, reducându-se astfel distrugerea, deteriorarea sau lipsa acestora. Sunt inevitabile. Adică se referă la obiectele care sunt la cămin? Adică un pahar se sparge, mi se pare destul dacă tu le aduci paharul înapoi. Mă zic, la un trei. Deci, nu merge așa, pentru că noi ne-am cumpărat un tip de pahar. Dacă tu mi-aduci un alt pahar, ăla mi-aduce alt pahar, la un
moment dat trebuie să le am toate, că nu mai am să mai fac cu el. Adică condiția asta. Ideea a fost, da? Deci unde s-au găsit similari, am acceptat. Da, da. Unde nu s-au găsit și n-a dat-o, dar vă dați seama că e 3 lei. Nu te spart niciodată mai mult. Sau 1 leu. 10, 5 pahare, eu dus, vă dați seama. Mai, tot la fel, aveam baza legală să-i luăm de 3 ori suma. Asta, deci toată lumea plătea de 3 ori suma. Scaunii deja e... Da, că... Eu zic că și alea înseamnă că facem babilice. Dar da, ce știu, baza legală să-i luăm de 3 ori suma? Să fie după să-i estimată. A, nu e hotărâre cum se luă. Deci până acum a luat de 3 ori. Se strică involuntar. A, dacă ia și le trădește pe toate, da, e... Da, un pahar, două, trei, se poate un scaun, chiar și un scaun se poate strica. Să așează unul mai, nu știu cum, ce fel de scaune sunt atât de rezistente? Chiar să nu se strice un scaun. Păi eu am experiența de la școală, de exemplu, sunt ele. Ce se așează cu un scaun azi, mâine, mâine, e fiind picioarele din fier, țeavă, nu știu de care, se mai strâmbă, se mai rupă, adică de 3 ori. Mie mi se pare suficient, plătești cu bilietul respectiv. Sau îl înlocuiești. Prețuția nu de 3 ori. De înlocuire nu. Nu. Ideea este că să stabilim pentru un sau pentru un act tradițional, eu, ca și un primărie și ca și administrator, îl aduc, tu mi-ai spus acolo. Nu te pun pe tine să mi-l nu pot să stau după fiecare pahar să mă duc să mă duc eu 3 pahare. Deci fac un buget și mă duc să-mi iau o dată 10 scaune, 100 de pahare. Așa, sparge 3 pahare și aduce 9 pahare. Păi nu, alea e și practic alea se fac venit la bugetul căminului. Și asta se referă strict la inventarul veselă? Asta se referă la bunurile care sunt acolo. Deci la cămin, nu scrie nicăieri, scrie. Este precizat acolo, pe care nu cultura. Păi nu, eu știu, aveți, că e considerat vorba de bunurile aflate. Și asta, ce spune asta cu 3, s-a luat, vă spună de unde, de la bibliotecă, copiat într-un fel, de la locare, de la plătești de 3 ori. Vă spun că așa am gândit-o de la domnul Andrea, de când era la prima. Așa, ca să vă dau un exemplu de unde a fost cu 3 ori suma. Și nu, un pahar, un leu 20, o... Furculiții până într-un leu, să se spune ceva ceva mai valoros. Păi, și să vă faci un om, să vă faci un om, să răspunde atunci. Omul să fie atent. Așa, dar îți face omul și la vitrină să-i fac. Da, dar cu timpul îi devine uzura obiectelor și... Zice omul de 3 ori. Și inventarul să actualizeze. Când deja l-ai folosit și ți-ai spus. Am scaunul după 10 ani. Care are grijă de el, ei să spargi involuntar, exact cum spunea doamna Pleantac. Spargi involuntar, 3 pahare, deci toate pahare. Eu aș fi văzut, altfel. Rău, și vrei să spargi o masă? O sumă care nu dai garanție în momentul când ai închiriat acolo, da? Deci eu, dacă nu înlocuiești produsul cu un identic, îți oferesc garanție. Mai degrabă. Deci așa că vedeam mai corect. Îți oferesc garanție dacă nu înlocuiești cu un produs identic. Nu trebuie să-i faci un cap. Păi dacă nu trebuie să-i faci un cap. Dacă nu înlocuiești cu un produs identic, nu. Dacă nu înlocuiești cu un produs identic, s-au spart două pahare și oferești 3 milioane. Nu, dar omul o să fie interesat să-și înlocuiești produsul identic. Să nu deci, el zice, lasă-mă că mă duc. Stai două săptămâni după el, lasă-mă că ți-a duc o pahar. Ce mai ai? Mai ai control asupra lui? Dar dacă ai banul la tine, garanția nu-i la astea avantajă. Hai, pe când am cărat la 3 luni, 3... Bun, da? Tot trebuie să-i faci un calcul. Am garanții 300 de lei, să zic, iau, da? Și-a spart 5 pahar. Și dacă se lipsește de garanții, și lumea duce produsul două săptămâni, să-i iau 3 milioane, 5 pahar. Și nu-ți mai câștigat așa. Da. Și nu-ți mai câștigat. Trebuie să iei acolo 30 de mani. Nu știu ce e la îți vine un oaspet de chire și începe să dansete și toți fac prunile așa, da? Și atunci ei ce fac? Păi ce faci? La adeție în plus. Bine, fac prunile de la adeție. Dar e normal dacă ai trebuie să le faci prin familie tale, nu? Le folosești la tine. Hai, transformare, faci ceva. Deci au fost, n-au fost de regret să maxim 10 farfurii, ce Dumnezeu spune.
și nu, nu s-au spart. Ba, a plecat ieri, ba, le-a aruncat cineva, tot din răutare. Ce trebuie să întâmplă? Să știu că a fost suma maximă. Bun, deci a fost pe 10 piese. 10 piese maxim. Ai avut mai mult de un milion? Dacă le înlocuiești, ei fac un loc, așa are același hotel să-i fac furii, pui în loc. Nu, știi în loc. Da, haideți. Dacă administratorul a gândit-o așa, știi că... Haideți, noi nu mai avem o fală. Deci dacă administratorul a gândit-o așa, el administrează. Asta este apropo de eu i-aș fi oprit garanția până la început. 50 de parfurii în plus, 50 de pahare în plus, 50 de nu știu ce, așa? În plus de ce aia? Față de ceate. Față de ceate. În momentul când am spart, lasă-mi cuvântul. Da. În momentul când am spart, nea Vasile a spart paharul sau ori, ia ghiță. Uite, eu am aici așa. Atât a fost parfuria. Dă banul și eu am pus-o în loc. Uite, acum am pus-o. Mi-a dat banul și ai pus același model de parfurii și ai lăsat. Puneți să plătească la prețul da. De inventar. La prețul de inventar. Dacă ăla s-a plecat cu farfuria, mă știți care e? Poftim? Dacă a plecat unul. Și că... Păi, știi că ce plătește persoana? Păi, știi că ce plătește persoana? Păi, știi că ce plătește persoana? Prin administrare vrea să creeze și... Nu mă vreau să creeze. Un pic de conștiință, adică dacă nu-mi bat joc de paharul, nu-mi fac frie asta. Până la urmă, îți bagi de voluntar. Să ne sponsorizeze un pic. Cred că legea să fac bani. Da, da. Adică să fii mai responsabil cel ce-i fie. Asta, asta este măsura, nu iau. Bun. Sunt două propuneri, da? Una să se plătească la valoarea de inventar, și una de trei ori de valoarea de inventar. Vă dați seama că dacă noi votăm acum de trei ori, tot s-a fost zic că tu vrei. Doamne, vorba de lui eu. Și așa și că nu mai să vă vorbesc că nu-i degeaba. Omul nu are nici joc, de două ori. Bine, dar dacă și luați dumneavoastră, o să ia o să ia altă. Eu și domnul Lența mai ales. Dacă nu-i luați dumneavoastră, ia altă. Pentru că legea spune că trebuie să fie, că așa nu poate funcționa. Să ne duc un oaie. Da, bine, puteam să facem și asta. Hai, supune-mi altă. Da, să vă rog. Supune-ți. Ce? Ce din două variante? Una de trei ori valoare, una de valoare de inventar. Ce spune la valoare de inventar? Cine este pentru? Pentru prima propunere, de trei ori în valoare. De trei ori în valoare. Să fii atenți. Vedeți că vă vedem lumea. Și ce dacă nu? Așa. Și ce este pentru a doua? Cât e dacă sunt domnul de trecută? A doua variantă timp? Arulare. Să plătească. Să plătească. Reluăm votul.
le trecem nominal, da? Hai, cine este pentru prima variantă? Trei... Deci, Gheorghiță? Șapte, șapte. Cât pacienții din Găina până la sector.
De asemenea, consider că valoarea investiției pentru reabilitarea actualului sediu ar fi mai mică decât cea aprobată de dumneavoastră, având în vedere cele, mai, cele de mai sus, precum și din alte considerente pe care nu le-am amintit aici, dar care se regăsesc în cuprinsul legii 215, vă rog să anulați HCD din aprilie 2019, în parte de la alocare bugetară pentru reparații la sectorul forestier și să alocați această sumă pentru reparații la actualul sediu. Problema de la care am plecat, așa, în fine, nu reușesc să înțeleg, să fac și domnul Dumnezeu, era dacă solicita, făceam o discuție împreună fără nicio problemă și discutam toate amănuntele astea pe care dânsul le invoc aici. Acum, să fii invitat la o ședință de-a noastră, să știi care... Ușa noastră a fost deschisă întotdeauna pentru toată lumea și inclusiv pentru toată lumea. Ca drept dovadă, eu vă spun că am avut diferite discuții și diverse discuții, v-am mai spus, și față de spațiu unde acum e stomatologia și am vrut inițial să vină domnul doctor, și mi-a replicat că nu e prea mic spațiu. Nu le-a aprobat, domnul primar. Dar ce nu le-a primat? Da, a fost o propunere. A fost o propunere, da. N-aveam spațiu. N-a avut nicio problemă. La fel și aici. Decât să am două construcții proaste, prefer să am doar una. Să am doar o singură problemă. Ați văzut. A spus să facem o expertiză la actualul dispensar. Am alocat suma 15.000 de lei, facem o expertiză. Venim de expertiza de masă, vedem ce spune expertul. Nu spune nici primarul, nici consilierul, așa, nici doctorul, spune expertul. Și atunci o să hotărâm toți aici ce facem cu clădirea respectivă. Da? Și ce alocăm. Priza vechi de distanție, noi am spus-o și pe asta. Nu, chestiune care se poate rezolva. Unele se stația unde... și altele se scurtează. Deci, n-am pus vorba de 500 sau 600. Se găsesc soluții, se găsesc soluții de orice. Nu mai... Vă dați seama? Dar ce mai bine așa? Nu mai să vrem. Dar ce mai bine așa să țin, să meargă până la capătă, să departe. Facem stații de autobuz acum. Să ne zăbă problema. Coboară exact cum coboară aici, a fost coboară așa. Deci preferința cetățenilor, nu la autobuz. Până la urmă, pe noi ne interesează siguranța cetățenilor. Siguranța și condiții. Și condiții. Da? Spune. Doamne, facem temporar acolo. Dacă o cameră și spune două camere. Ies și... Dacă nu era condiții, dar nu ce spune expertiza, vedem că... Cu ce să facem? Cu unul nu. Am rezolvat. Se pare că acum am dus toți. De anularea unui hotărâri de Consiliul Local, revocarea unui hotărâri de Consiliul Local, dumneavoastră puteți hotărâți ce vreți dumneavoastră, însă eu o să mă abțin clar și o să fac la contencios administrativ fără dubii asta. Și atunci ne lansăm într-o chestiune care nu cred că are vreo finalitate, da? Bine, și ce o să întâmple cu plătirea aia? O să se întâmple funcție de ce scrie în expertiză. Ce scrie în expertiză, aia o să facem și o să... Am putea face următoare chestie. Dacă mi se pare facil să o reparăm și îți spune expertiza că o să ne dau o sumă de referință, doamne, o să costă, nu știu, 100.000 de euro, 200.000 de euro, 300.000 de euro. Cât o să costă, o să venim aici și o să spunem, doamne, pe ce mergem? Pe ce mergem ca să reparăm clădirea aia? Pe un program, pe fonduri proprii, pe... Atunci, nu știu, facem cu găsit altceva și facem acolo sau oricum. Să ai un spațiu. Deci spațiul este, oamenilor, spațiul este proprietatea noastră, da? Țineți minte cum l-am primit spațiul ăla. L-am primit ca donație de la Diana Fores și ne-a intrat în acolo. Iar noi nu puteam să lăsăm să dărâme acolo, că era păcat și ne lua... Dar n-a spus nimeni lucrul ăsta și nimeni lucrul ăsta. Deci, problema e că nici tu ăla nu puteți să dărâmăm, decât e tu proprietatea. Nu spune nimeni că îl dărâmăm. Dar haide să vedem... Dar ce vom face dacă expertiza spune că să nu continuăm? Ce vom face cu clădirea asta? Tot ce vom face?
găsim local cu tine. Hai să vedem. Poți să venim exact cum am stat la urmă, coleg. Nu, dar este de registrat, să spuneți că se depășește 10.000 de lei. Noi nu putem băga bani acolo. Cauți un proiect care poate să finanțeze 10.000 de lei. Nu, dar ce nu putem avea de ce? De ce? Dar nu poți să investești și întrebire, mă. De ce nu? Faci casa copilului, faci casa copilului, faci casa copilului, haide să ne liniștim, haide să stai din chestie. Să vină expertiza prima dată. Nu într-o lună de zile, discut cu expertul, vine, măsoară, cântărește și mă aduce la portul de expertiză prin masă consiliului local. Funcție de ce va spune în expertiză, atunci vom hotărâ toți aici ce avem de făcut. Mi se pare cea mai corect. Așa, eu susțin o cauză, ne-a să susțin altă cauză, fiecare are idei de lucru. Dar trebuie să plecăm de la un plan. E bine pentru să face șterea aia, pentru că reinezi ideea de știință. Trebuie să mă chemăm și alți medici, nu doar medici. Da, de alte... Vorbim de viitor. Haideți să o rezolvăm deocamdată, așa că nici nu mai putem. Clădirea aia va muri, aia e frumoasă. E foarte frumoasă clădirea, într-adevăr. Dacă s-ar câștiga procesul și cu Călinul ăla, cu tot acolo și cu operația cu drumul, slabe șanse? Nu, nu sunt slabe șanse. Mai ales că acum acțiunea la Onești a fost respinsă pe niște motive puierii. Acum mergem pe apel la... E același judecător care mi-a respins toate hotărârile Comunei Mănăstirea Cașa și pe care eu le-am câștigat la bancă. Deci am un judecător, de o judecătoare, de fapt, nu dau nume, că nu așa, pe care mi-a respins toate acțiunile pe care le-am avut din 2005 și până astăzi, până acum a respins ultima acțiune. Bă, așa. Și totuși le-am câștigat, le-am câștigat la așa că eu sper. Sunt aproape sigur că la motivația pe care mi-a făcut-o în ștafă, vreți, vă dau și dumneavoastră să vedeți hotărârea pe care am redactat-o, da? Mă rog, eu nu tot din asta de uzură, de... E văzut nu da. Probabil nu, dar cine știe. Nu, dar nici nu o cunosc, personal nu o cunosc, dar m-am luat așa, din istorie, da? Din 2005, ce dosar a ajuns la Mănăstirea Cașa cu documente așa, dosare de documente, și le respins. Ceva, Mănăstirea Cașa, de la oameni, da? Cum faci? Apuci în vidul ăla. Apuci. Da, în fine. O să mai vedem. Bun, haideți să vedem la acuze. Să diverse. Stați ca să definitivăm cu cererea domnului dr. Ciobanu, cerere, solicitare și sesizare și așa mai departe. Păi nu știu, dumneavoastră, pe mine mă interesează, ca noi să-i facem răspunsul nostru, prin care o să-i aducem la cunoștință că reabilitarea clădirii la sector, fostul sector, este o chestiune temporară. Da. Exact cum a spus. Urmează să facem, să expertizăm actuala clădire. Consiliul a hotărât să expertizeze actuala clădire a dispensarului și să vedem ce se întâmplă cu ea și ce soluții și ce costuri. Și ce costuri generează. Și funcții de expertiză, Consiliul Local va hotărâ ce se va întâmpla pe viitor. Deocamdată, noi reabilităm, nu s-a schimbat destinația unei construcții. Am înțeles. Deci noi, Consiliul Local Mănăstirea Cașa, n-a aprobat până acum destinație de dispensare de bani, da? E pur și simplu să repară o construcție. Da, e corect. Exact cum a făcut la școală. Să le
ceva cu construcție. Nu e corect. Că dacă noi o vom pune la dispoziția cabinetelor medicale, exact cum spune domnul doctor într-o adresă, punem spațiul respectiv la dispoziția cabinetelor medicale, el poate să aleagă să vină sau să nu vină. Domnul nu poate obliga nimeni, doamne. Nu există o societate comercială pe care primarul să impună du-te mai acolo cât îi oblig eu. Nu există așa ceva. Nu, și atunci rămâne fără doctor. Populația rămâne fără doctor. Nu rămâne populația fără doctor, dar eu vă spun de obligațiile pe care poate crea sau nu poate crea cineva. Dar nu cred că... Nu știu, vom vedea. Dânsul nu o să plece de acolo până nu are loc expertiza, până nu se lăbărește. Păi nu știu, de ce e? Nu o să plece de acolo. E o decizie pe care cineva trebuie să o ia pentru, până la urmă, pentru binele lui sau comunității, dar în primul rând pentru binele lui. Da, în fine, vom mai vedea. Deci cam ăsta va fi răspunsul care o trebuie. Da. Vom bine bună. Bine, haideți să intrăm să vedem problemele. Doamne, să vedem ce da. Au fost probleme cu linia din Gheorghe. Linia public. Da. S-au dezolvat. Dar vorbim de vegetație crescute sau au fost lipite două firii și... La Peter Pascu. Sâmbătă am sesizat-o. Vă rog să mă sunați. Telefonul meu e deschis. Răspund la orice număr de telefon, la orice oră. Nu pe Facebook. Nu, pe Facebook nu. Da, Facebook nu. Nu, sunați. Dar am rugat întotdeauna. Este o lampă asta. Nu știu. Eu nu știu. Că în pipărul rușilor s-a las o lampă, dar n-am de unde să știu. Da? Dar puteți suna, fără, am o lampă asta, am notat-o, că vin băieți, o dăm pe listă, da? Hai, toată și eu până. Da. Acum câteva ședințe mai mult timp, se vorbise de plenul azi 80.000 de metri pătrați, care se numă în colaborare cu Cașin. Să facem stația de... Da, pe curare. Da. S-a achiziționat. Achiziționat. Nu. Achiziționată și nu tot, nu achiziționată și nu tot, toată suprafața pentru stația de iepurare. Pe care vom folosi și noi? O folosim și noi. Deci intrăm în colaborare cu ei. Și cu ei este în comun. Deci, probabil că la anul, statul cu certificat de urbanism s-a înaintat, acum am primit documentația de la CRAP pentru obținerea vizelor pentru autorizare și probabil că la anul se va intra și în execuție. Probabil. Pentru că... Da. Dar acolo noi suntem cu colectorul. Cu colectorul principal suntem prinși până la... Până aici, la Mănăstirea Cașin. Colectorul principal, da. Și de acolo noi facem o mână. Așa, după aia trebuie să dăm altfel. Preacordare. Bun. Să vezi colectorul, că ăla e important. Foarte important colectorul. Vă mai spuneam eu că o să facem niște discuții vis-a-vis de sistemul ăsta, că o să vedeți că o să genereze niște costuri foarte mari. Față de exploatare, da? Ajunge niște prețuri de cost destul de mari. Și nu vrea să plătești treaba. A venit ce nu știu. Nu contează, e important să l-ai. Pentru că nu mai am da, o să ne convine acest plătim. Pe amendat, domnule, de la motiv. Dacă nu avem care. Să plătim amendat? Nu, haideți să spuneți, nu luați așa, trebuie spus adevărul. Până la urmă, adevărul contează cel mai mult. În momentul în care tu folosești fonduri europene, Uniunea te obligă să ai un anumit număr de racordați. Dar eu, dacă nu vreau să mă racordez, nu pot obliga să mă racordez. Pentru că este dreptul meu. Da? Eu îmi folosesc toaleta mea. Fosa mea strămoșat. Tipul strămoșesc, da? Îmi faci aici, tu nu mă poți obliga să fac chestia. Dumnezeu ca persoană fizică. Eu ca persoană fizică. Eu nu vorbesc ca persoană fizică. O să fii însă, în momentul în care am accesat fonduri, una dintre condițiile principale la semnarea contractului de finanțare va fi numărul de consumatori. Facem un număr. Care înseamnă, în general, cam peste 50% din locuințele pe care le ai în comună. Cred că va fi mai mult. Așa. Nu,
Mai mult sau mai puțin. Deci obligatoriu, cel puțin 50% va fi obligat să racordeze. Da? Acolo apare problema. Pentru că, în general, toată lumea spune, da, domnule, vrem. Așa ziceau și cu noi, domn primar, și acum toată lumea e foarte ocupată. Nu, la gunoi nu a fost o chestie opțională. Ba, nu, dar zicea că vrea să te duci, că face cât lege. Și acum toată lumea... Nu avea altă parte. O să aveți o surpriză cum ați avut și cu Pepe, cu reclamă și cu tine. Oamenii vor. Probabil că da. Domnul, gândește că trebuie să dai o milioane. Nu, dar nu faci numai 10 metri. Ia vedeți că la oraș, cât plătiți la oraș? 5 metri cu pentru și se spală bine și se face pe aici. 5 metri cu mii plătiți la oraș, da. 5 metri cu? Da. Apartament? Da. Mă rog, posibil, nu știu. Nu. Eu nu prea cred, dar... Este? Noi, nu cred că atât, dar mă rog. Cam 10 aia. Cât nu? Cam 10 metri. Dar nu poți să mai puțin 10 metri cu lună, nu poți să mai puțin 10 metri. Nu, nu dai 10 metri. 10 metri de cum pe lună. Am un milion. Da, am condiții. Numai toate fosele astea nu sunt septice și de la sută. Nimeni nu are. Și la țară vă mai spun o treabă, omul irigă. Și dacă ai irigat din afară, îți bagă la canal. Absolut. Aia ține la canal, da. În fine. Deci, să nu se faci poze, deci de asta mi-aș dat concursul pentru play și pentru... O să vină colectorul principal, o să folosim stația de epurare de la Cașin, dar dorința mea cea mare este să rup în stațiile de pompare, că sunt vreo 19 stații făcute și stațiile alea generează costuri, și să îmi ajung un preț de cost pe care să-l suportă omul de la Mănăstirea Cașin. De ce? 19 stații de pompare de la Mănăstirea Cașin? Nu, pe tot sistemul. Tot sistemul din Mănăstirea Cașin. În tot sistemul. Da, sunt diferențe de nivel. Sunt case mai jos și mai jos de pompare. Adică nu sunt. Nu, dar pe jos trebuie să împingem colectorul principal. Dacă e cu casa mai jos decât tot. Logic. Ca lucrurile nu sunt chiar simple, pentru că noi zicem că... Care are prioritate prima dată? Canalizarea sau gaze? Am văzut că am desfășurat. Nu, separate, nu am văzut. Nu, dar cu care începeți mai repede? Pe gaze, cred că sunt... Păi nu știu, cred că o să începem... Eu zic că o să miște mai repede gazele, pentru că acolo deja s-a ajuns în faza de discuții cu Târgu Mureș și suntem legați și de Cașin. Și când am venit să aducă colectorul pe Curița, o să aduc colectorul. Traseu o să meargă direct cu ambele... Depinde de ceea ce vrea Mureșul și în următoarea perioadă o să ajungem la o discuție cu ei, dar să termine și documentația pentru poliția ca să îi poată pune cap la cap. Bine, asta ar trebui să fie extern, adică nu aveți treabă să plătească prin pământ. Nu, prin pământ. Prin pământ? Nu, prin pământ și aia? Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Nu stau mai puțin, dar... Da, nu stau mai puțin, dar... Nu, 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 În 2020, deci... În decembrie 2020, termenul de predare.
Așa, dar în genul de lui? De apa, către grav, nu, am obținut avizul de la, pentru debitul salonului și pentru debitul de servitudini de la cele două surse. Am trimis la apele, la SEGHA, ca să obținem avizul pentru autorizația de construcție și să scoatem la licitație. Scoatem la licitație. Aia bine. Da. La apă să nu scoatem. Da, primar. Da, și la. Da. Da. Dar nu trebuia făcute niște cămine la linia asta de apă? Cum să înțeapă cetățeanul? Cum să leagă drepul? Trebuie să facă gaură, să facă turnul? Ce să facă? Nu trebuia niște cămine cu posibilitate de colector de raportare ca să meargă bine? Haide să vedem. Nu, dar... Haideți să spunem, este o instalație specială din țepoare în pH și se face... Să facem eu așa, direct. Da, da. Să sudează. Există o posibilitate. Din bridă, din bridă. Din bridă. Domnul, sunt instalații speciale. Să vedem noi apa, cum e întreabă. Întâi să vedem apa. A venit după aia cu cositoarea cealaltă.
primărie. Întâi a dat cu coasa cine a dat. Ah, era un bărbat. Și după aia a dat cu coasa, așa a dat cu coasa. A dat un șans. Să vedem și acum. Bun. Nu e bătaie de jos. E bătaie de la jocul. Da. Și dacă le spui, să la mine, dar o să și la. La mine a făcut scandal că a fost niște iarbă la uscat de mântui și de așa. Mie când mă duc să o duc în râgă, să-i dau foc, vai cu putin. Și acum că de la domnul s-a arătat o pinii, nu mai putin că am găsit numai pampers și numai mizerii de la... Nu știu, el are oare bomberul de asta? Cine? Maricol. Florin asta. Și dacă îi zici, stă în cap. Una străină, stă între patron și între băiatul lui Comana, care a făcut casă nouă. Și el tot casă nouă. Toate pământul lui Filip acolo, în asta Filip. Au s-a făcut o căsuță acolo, nu știu dacă are. Ar trebui un tomberon și mă gândesc. Dacă ar avea un tomberon, dar nu ai place așa, cred, zic eu așa. Așa nu v-a stat în sat, dar ce mai în sat, a... Trebuie să ducă foarte și cu el. Și iar e lipsă de comunicare. Comunicare. Sunt de bun simț acolo. Domnul președinte, ca să pun pe lista acolo la un post de bolii de șoșu. Păi dacă el a terminat la urmă. A terminat la urmă. Păi văd că... Da, trebuie să vă cereți voi de la mine. Cine? Doamna eu dacă înainte la urmă. Da? Bine, foarte bine. Mergi și primeți eu la. Asta e vorba de apă. Și de fapt, mi-am adus aminte și știu că mă deranjează enorm și numai pe mine. Știți acolo pe baltă la Mircea, e o fântână. Chiar la față de casa pe care o am eu acolo, o dată. E vorba de păr. Așa. Este un șanț acolo pe care se scurge toată apa menajeră de la familiile Bârlă din spate de acolo. Deci toată apa ajunge în stradă și trece pe lângă două fântâni. Una care este la mine în curte, una care este în stradă. Deci, eu nu cred, se discuta aici că toată lumea are fosă, nu știu de care. Ei, eu cred că acolo nici măcar nu există fosă. Deci, pur și simplu, apa menajeră este scursă prin șanțul acela dintre terenul meu și familia Vițelu și familia Vițelu. Suntem pe la 1300. Păi, nu știu, vă rog să... Eu v-am adus la cunoștință, cred că este de datoria dumneavoastră să vedeți, să vedeți care este situația acolo. Doi, discutam aici despre clădirea dispensarului. Ne întoarcem mereu la acea clădire. Eu v-aș întreba, domnul primar, dacă ați mai făcut demersuri și în ce situație se află acea clădire. Pentru că de fiecare dată mi-a spus că suntem în litigiu. Ați mai făcut ceva? Nu e litigiu clădirea. Domnul Sitaru, eu l-am întrebat pe domnul primar, pentru că domnul primar spunea că acea clădire este în litigiu și din cauza asta nu se poate repara. Și spuneați că există un proces. Avem o grevare. Despre ce este vorba? Deci, terenul în litigiu, clădirea este grevată de SACEM pe legea 10. M-a explicat și înainte. Clădirea dispensarului, nu cealaltă. Nu, clădirea dispensarului. Clădirea dispensarului. Cealaltă e un litigiu cu tot terenul. Așa. Dar când veni vorba de reparat acea clădire, ați venit cu motivația că din cauza asta nu se poate repara pentru că există un litigiu. Este una dintre motivații. O grevare de sarcini, așa se numește. Așa ați spus că nu se poate repara pentru că există un litigiu pe acea clădire. Da, considerați că un litigiu e un litigiu. Un litigiu nu înseamnă doar procesele în stanță. Un litigiu înseamnă doar o grevare dumneavoastră și se numește litigiu. Indiferent ce este, ați spus că nu se poate repara, nu se poate repara din cauza asta, da? Nu mai spun litigiu, nu mai spun nimic. Este unul dintre motive. Da, cum? Unul dintre motive. Doi. Acum ați spus că o să faceți o expertiză. Așa am făcut înălătare și cu toții. Da, venim din partea dumneavoastră, na, nu e clar că nu putem spune că nu suntem de acord. Pentru că acea expertiză, stai puțin. Acea expertiză consider că trebuia făcută înainte de a se lua hotărârea să se aloce fonduri pentru repararea clădirii de la sector. Da, probabil că da. Putea să vă probabil că da. Da. Dumneavoastră a spus că vă preocupă într-adevăr situația cetățenilor, că trebuie să fie consultați niște clădiri corespunzătoare. Na, ci-i trebuie părerea mea.
că nu cred că ați avut această preocupare din, motivul, din momentul în care 5 ani de zile nici măcar nu v-ați uitat la acea clădire. Dar, în momentul când noi am votat suma de 300.000 de lei pentru repararea clădirii de la sector, poate mă înșeală pe mine memoria, poate am o problemă, știu că s-a spus că acea sumă se alocă și clădirea se repară pentru a se putea dispensa. Acum, ați spus altceva, că de fapt este o clădire pe care vrei să o reparați. Noi nu să să mutăm dispensat. Dacă... Pentru că nu s-a aprobat o schimbare de destinație. Consiliul local nu a aprobat o schimbare de destinație. Păi nu, dar a fost o... Nu este o întâlnire a Consiliul local care spune întotdeauna gata, destinația clădirii sector este dispensat și nu mai discutăm. Nu a existat așa ceva. Noi, eu am spus așa, avem două clădiri, rele, și reparăm una, mai rămâne cu una alea, da? Dar dacă și atunci aveam... facem expertiză și vedem ce se întâmplă. Dacă aveam două clădiri rele și aveam o sumă de bani pe care voiam să o cheltuim, da. Nu vi s-ar fi părut normal să cheltuiți întâi și să investiți în clădirea dispensarului și nu în clădirea sectorului? Păi, pentru că acum ați schimbat foaia, stați puțin, ați schimbat și ați spus că, de fapt, acea clădire se repară în clădire. Eu am gândit ca un administrator. Exact ca un administrator. Care poate avea un interes să se repare, în primul rând, acea clădire și dispensar. Eu așa am înțeles. Bun, e problema dumneavoastră dacă te înțelegi așa, da? Da. Mă rog, dumneavoastră puteți să înțelege absolut tot ce vreți dumneavoastră. Vreți dumneavoastră. E de dreptul meu să înțeleg. Da, până la urmă, întrebarea care era. Întrebarea care era, de ce acum v-ați schimbat și încercați să duceți în eroare, că de fapt nu, clădirea nu se repară pentru dispensar, ci așa se repară o clădire. Deci se repară clădirea. Se pune la dispoziția medicilor și dacă expertiza, m-am gândit și eu, când poate într-adevăr, dispensarul acolo trebuie să existe acolo, da? Dar trebuie să ne spunem expert, nu putem să spunem noi, nici dumneavoastră, nici eu, nici nimeni de aici. Da. Și dacă Consiliul Local a hotărât, bine așa, dar nu se putea cu banii... Da, într-adevăr, Consiliul Local, care a fost o manipulare a Consiliului Local. O să vedeți, că nu o să poate face cu banii. O să vină expert. Domnul, o să vină expert. Chiar de 600 în ajuns. Dar știți care e ideea? Și dacă vrei să o faci cu aia, tu trebuie să muți din pace ca să funcționezi. Așa că nu știți să ai niște condiții la banii. Temporar. Care e evident. Am spus, nu schimbăm destinația unei clădiri.
Deci noi nu schimbăm destinații clădiri de acolo. Din dispensar nu schimbăm în altceva. O reparăm și o lăsăm tot dispensar. Asta e bine. Ar fi cu și frumos. Asta e bine. Chiar e bine. Din cărciu mă acolo, din numai. A registrat acolo. Da, haideți. Da, da. Cine e? Domnul primar, că ședința trecută luați măsuri cu rețeaua aia care vine de la Marivor, prin grădinurile alea pe acolo. V-am spus, sunt 2-3 stâlpi care sunt cadă jos. Putrez și poate întâmpla ceva. Sunt câteva case acolo și, nu știu, aș fi de acord dacă s-ar putea continua rețeaua de aici la Italia, în casă, nu am fost de operat. Până la ei, că acolo vin prin grădini oameni. Nu poți bagi măcara, nu poți bagi nimic, garduri, râpuri, știu eu, nu știu cum să zic. Deci acolo ar fi... Acolo care se iasă în particulare, nu? Da, da, exact, numai particulare, da? Deci nu exact care exact, exact, de linia aici. Trecem la ciclul din de acolo. Deci 11 stâlpi mi-au costat, dar bine, că am făcut și ieri o jumătate. Mi-a costat așa caute. 600 și plus IRE-ul 460.000 de lei. Deci în jur de 1 miliard bani vechi. O să dați la investiția. Câte fețe de stâmpă ar trebui de aici? Am vreo 6 fețe de stâmpă. Nu. Mai mult? Mai mult. Deci am avut de la biserica și până la drumul care se intersectează, drumul care duce la Prisaca, 11 stâmpi. Da, domnule, definitiv. Cu 780.000 metri liniari. Dar fi definitiv. Sunt câteva case și acolo. Să vezi și copii care se duc la școală și acolo. Le-a fi necesar și lor iluminat cu lumea. Acum ei au iluminat. Nu au iluminat. Au lumină în casă, nu au iluminat. N-au iluminat. Problema este că se stă pe aia vechi. Dar știi ce va fi înlocuit să stă pe aia? Nu, trebuie, probabil, trebuie acordul proprietarului, trebuie să vedem ce variante și ce variante și legale. Să ducăm în legătură cu băieții la electrică, să vedem ce avem înțeles. Dar stâlpii de care sunt stâlpii de aici? Stâlpii existenți. Existenți, deja cu scart, cu drept. Exact, drept, da. Dacă acolo sunt de locuit 3 stâlpi. Nu, sunt vreo 4, ce minus 3? 4. Păi dacă acolo sunt 4, de ce sunt din coace pe loc drept? Păi sunt jos, sunt la grază. Păi sunt 40 metri din fața de stâlp, fața de acolo, 30-40 metri. Dar eu zic așa, cum mai părinți ar fi de fața asta, cum facem jur, numărat public sau ceva așa. Da, deci pe oameni cei 5-6 case acolo care sunt. Bine, asta rămân la aprecierea dumneavoastră. Deci, a descas în statul din. Aici sunt două posibilități. Oare vine, e vorba, sau distrigat, cum se cheamă, și schimbă delegat, schimbă stâlpii existenți. Ori dacă nu, să facem noi un proiect pentru extindere rețea acolo. Da. Dacă vine aici să schimbe și dacă sunt... Altă posibilitate nu este, să știți, n-am adus cele două. Dacă cineva, dacă se opune cu noi trei proprietari, nu dă voie să mai ai de putere, nu știu cum o schimbă, zic așa. O chestie. Da. Bine. Oricum, trebuie luată de pe treabă. Trebuie văzut ambele variante care sunt agreate. Da, dar trebuie să adică cumva. Am înțeles. O să fie în atenția dumneavoastră, că poate să cadă un stâlp de la jos, orice când, dacă trebuie să cadă jos. Bun. Tot suntem aici. Aici, trecând aici, pe la strada Cofetăriei, pe aici, pe Țigan, noi, așa? Cu drumul ăla. Strada Ivan Misina. Nu putem? Strada Ivan Misina. Mă tot întreabă oamenii, băi, ce mai zice domnul primar cu... Ați văzut că aproape că dacă mai vine o viitură, nu mai poate trece lumea pe, să duc pe drumul ăsta în continuare. Nu știu că nu-i dat oamenilor, până proprietățile oamenilor. Dacă ați luat vreo măsură sau nu. Dacă mă mai întreabă cineva să știu și eu ce spun. Doar atât. Sau eu le-am mai spus, băi, că ar fi treaba cu apele române, să repare ei și nu știu ce. Acum, nu știu dacă ar fi bine sau nu, dar... Nu știu dacă e de competența primăriei să facă dar oamenii astea. Dacă ar fi de competența primăriei, ar trebui făcut. Dacă mai începe ploile de toamnă, iar și încep să bată maluri, iar deci două porțiuni unii s-a făcut nota conceptuală numărul 4942 din 18 iulie 2019 și s-a înaintat la Ministerul Apelor și Pădărilor care se înțin în portugale de 6.500.000 ca să reglăm situația de la Lupești, de la Mănăstirea Cașin și
prin cele două poțiuni. Aici, la Mare, la Vițelu și la Alexandru, da? Da, da. O răspuns îl am în două săptămâni, cred. Da. Da, o răspuns vis-a-vis de finanțare. Da. Vă aș ruga și pe ulița aceea noastră acolo, spate, unde sunt oamenii, nu s-a balastrat acolo, e mult timp acolo drumul ăla și sunt aia până la de șambră acolo. Când plouă acum, pe care ploaie, din copilașul ăia, din baltă, oricum, să ne ocolească. Multe ori n-ar ne ocole. Nu sunt glodeați la picioare, că drumul e oricum. Dar nu lasă vădă la picioare. Problema este șanță. Dacă nu fac șanță, nu? Dar problema este șanță când se scurge apa și strică și drumul. Domnule, știu cu ei, vădă la șanță. Dar să intervenați, nu e problema cu șanțurile. Ce trebuie să le facă? Proprietarul. Cine? Proprietarul. Spune. Proprietarul este obligat prin legea drumurilor să întrețină șanțul din fața locuinței. Este legea drumurilor ca să întrețină șanțul din fața locuinței, da. Bun, și dacă omul întreține, cine are responsabilitatea, ce trebuie să verifice? Ce se ia măsură? Administrația publică locală. Vine Parlamentul European. Da, credeam și eu ce n-ai luat. Fiecare ședință se pune problema șanțurilor și niciodată nu trebuie să mai gândeam că n-am ceva. N-am ceva. Este o problemă, da. Ești palat? Ar fi la noară acolo cu codul ăla. Nu știu dacă la vreo măsură a fost discuția de ședință până la trecută. Când mai trec acolo, că am drum, trec permanent acolo la deal, mai zice, mă rog, dacă codul ăsta nu prea să mai poate trece pe el. Nu știu ce să-mi spun, dacă mai dați cum mă spun dumneavoastră. Deci ce-am mai putut face, am mai dat material acolo, pentru potit și... Păi ați spus că nu poate, dar azi nu vreau ceva de potit și de asta, da. Eram într-o discuție cu Asociația Proprietarilor, că au aprobat un tribunal în general, ca să facă codul ăla cu ăsta. Da, știam treaba, dar nu știu cum, ce stare în lucrurile s-a ajuns. Și pentru domnul Pici, un bec. Da, domnule, deci unde vrea să un telefon la bec, unde? Da, pleci la poartă, la jetea de mare bine. Da, la jetea de mare bine. Da, la jetea de cam atâta. Bec la pleci, la acolo, la stăt, da. La jetea, am stat și eu. Fii uliță. Deci nu așteptați ședințe. De la sector? Nu așteptați ședințe. Astăzi au fost băieții și Mi-aduc aminte, în 2004, când era consilier dumneavoastră, era prevăzut un proiect să asfalteze drumul ăsta de la Nelu Geană, de la Cătălin Dima, până acolo. Proiectul ăla era cu adevărat sau povești? Că nu mai e valabil să-l refacem cu ăla, să-l facem altul, să-l mai coste bani? Ce anume? Un proiect să asfaltați. Da. Drumul prin Țigan, până la Lutești. Drumul prin Țigan, da, până la Lutești. Nu a fost așa că a fost consilier. A fost un studiu. Da. Deci, la momentul respectiv, se preconizau a fi niște linii de finanțare. Pe, nu mai știu exact ce fond. S-au făcut niște studii, într-adevăr, pentru... Dar nu s-a făcut proiectul, nu? Nu. S-au făcut... Aici a lăsat, iar eu nu. Proiectul nu s-a făcut. S-a discutat în Consiliul Local, într-adevăr, s-a făcut un studiu. Nu se făceau la vremea respectivă. Însă, ele nu au fost finanțate, nu s-au finanțat. Da. Ce voiați, de fapt? Nu, să rămânem la stadionul ăla? Nu, nu, nu. De asta zic că poate ne folosam de proiectul ăla. Ne folosam la plateați. Deci s-a schimbat legislația. S-a regularizat, da. Deci anul trecut s-a schimbat legislația, s-a completat legislația în domeniul proiectării. Iar tot ce ai în formă de studiu de fezabilitate se schimbă pentru că s-a schimbat legislația și prevede altceva. Poate s-a schimbat. E făcut de alte studii. Plus că acolo nici măcar nu aveam plan, pe plan de situație s-au făcut. Nu, no, erau făcute. N-am avut de care tu. Auzi, de exemplu, auzi, doamne, să dau bani pentru cum era atunci.
face o linie de finanțare pentru drum. Hai, mă duc și eu, să stau ca să... Dacă nu mă duceam, sau dacă nu încercam, ziceam, băi... Deci acum e situația mai stufoasă, mai complicată. Nu, e mult mai punctual. Deci acum, de exemplu, se face o linie de finanțare, vedeți că nu erau atunci, în 2004, nu erau atunci. Era pe guvern, te duceai coșbuit, nu știa exact ce vrea ăla, ce are, ce e. Lucrurile s-au schimbat foarte mult în ultimii. Altă problemă, ați făcut o faptă bună că ați scos balastul pe drumul ăla Haloșului și, într-adevăr, așa treabă bună, dar mai trebuie continuat, că mai... Unde se trebuie și mai bun? Deci care ar fi așa un termen de
Deci următorul pas mare va fi scoaterea la licitație. Din momentul în care a scos la licitație și o să vă anunț atunci rescoaterea restului de lucrări rămas la licitație, în momentul ăla începe practic o nouă lucrare invers. Până în doamnă se face licitație? Maxim, să zic, în septembrie o să scoatem la licitație. Zic, dacă te mișcăm rapid și mi-aduce expertiza. Până la sfârșit, cum se întâmplă, nu scoatem la licitație. Ar fi bine. Cel mai optimist termen, acum nu se găsi lumea, că să mai fac contestații, ca să mai duci pe tribunale, Eu zic că cel mai optimist termen și cel mai realist termen, din primăvară să apuce de treaba mea. Adică, dacă am putea să definitivăm procedura de licitație până să se termine, pentru că trebuie așteptat iar termen de contestație, chiar la... Și dacă pățim la fel, ce facem? Deci, ăsta e riscul. Hai să nu fii ghinion nostru acum ca să le găsim toate, știți? Dacă ai ghinion, știi ce să te întâmplă, nu? Domnul... Da. Deci o speță era cu apa, deci vreau să întreb, am primit răspunsul ca ceva în urmărința. Și a doua problemă a fost de... Nu, drumul Hațașului, în administrația cui se află. Drumul Hațașului? Da. Trebuie refăcut o leagă. Nu-i șansă, nu mai are nimic, nu mai are. Eu am fost întâmplător, am trecut acolo, e dezastru drumul ăla. Deci, până la, în spatele cimitirului, aparține nou. După aia, serpentinii este... A, nu serpentinii, măcar până ieșirea mizvază, asta vorbesc. A, da. Să băgăm să-l îndreptăm ăla și șanful s-a terminat. Șanful despre nea Călai este înfundat, colmatat. Trebuie să fac. Și apa vine din pe drum, de asta s-a scat drumul total. Nu înțeles. Ăla este a... Dar dacă o priviți într-o lucrări, nu ar neapărat mâine, dar trebuie presă până în toamnă. Când toamnă, să mai ce omul așa, s-a avut la mare cu cedor, are cu ceva mozat. Dar circulă ce vrea de-a te-a acolo. Circulă lumea. Dar circulă lumea ce vrea. Ar fi bine făcut, da, domnul ce vrea. Vezi că eu te ajut cu capilană? Da. Capilană, eu zic să așteptă rând. Mai aveți ceva? Nu, mulțumesc, dar te rog. Da, asta vreau să spun că drumurile astea de acces la Pășuni. În ultima vreme au fost ploile astea care au făcut găuri în caverne, în drumurile astea care se duc pe deal. Și trebuie îndreptat. A doua problemă, v-ați mai interesat de un bancomat aici în comună? Ar fi necesar? De urmărtate, nu. Nu cum v-ați interesat sau cum v-ați venit răspuns? De urmărtate, nu așa. Da. Și vin toamnă, dacă mă dea trebuie lemn. Aveți în vedere... De la... Am trăzut o propunere de ajutarea prețului la lemn de foc. Să fie maxim 200 de lei, tot cu TVA. Așa. Pentru că avem tendința să sară lemnul foc. Avem tendința să sară la 2.600.000. Și orice partidă va veni, va trece. Dar la care era acolo? Nu l-a scăzut la care era acolo. Da. L-a scăzut? Dar orice partidă care va fi făcută pentru recuperarea populației nu va depăși 200 de lei metri. Deci aveți în vedere în următoarea perioadă să... Sunt făcut de discuții cu oporul Silvic, s-a făcut prețul pentru partida aia de la Scutarul și orice partidă va veni, va depăși 200 de lei pe metru cub.
Există o tendință de scădere a prețului. Asta și piața. A fost și artificial umflată, nu știu dacă mai explicam eu. Ei tot au umflat, și în general agenții economici fac prețul masei venoase, da? Dacă există cerere, piața mare internațională, că am căzut China, a început să devină foarte selectivă, Arabia poate la altă tot la fel și au început agenții economici să rămână cu masă venoasă. Automat ne mai prin cerere foarte mare pe piață, pentru că vă explicam, la un moment dat era 450 de lei un metru cub și el era pe fir, bătea vântul și muncurile terminau, tot 450 de lei metru cub era. Da. E, normal că ăla trebuie să creeze profit. Și automat trăgea și prețul lemnului de foc după el. E, acum tendințele sunt de scădere. Regia, în general, care este cel mai mare furnizor de masă lemnoasă din țară, are tendința de a mai coborâ ca să poată să-și vândă. A rămas și s-a scurtat pe numai de farm, înțeles. Da, de. Deci putem face și cerere. Da, bineînțeles, cerere se poate face. Da, tot cu cerere, va fi? Da. Cu cerere, bineînțeles. Procedura e aceeași. Cerere, pe noi nu-ți poate duce oricine acolo. Cerere la primărie și tu faci și care au cerere. Cerere la primărie, se pot da pentru pe fiecare cerere, se pot da până la 10 metri. Da. E bine. Vreau să vă mai întreb. Asociația asta n-a trebuit implicată și în repararea drumului. Ba da. Ia ce? Ba da. Păi da. Ei, amintiți-vă că în anii anteriori, au luat un budozer și l-au băgat. Pe ei, cred că niște instituatul. În 2005. Nu. Acum vreo 4, 5 ani, 6 ani. Deci, până în 2005. 2003. Numai că, 2003. Da. Au mai făcut, de ce să nu, ce să vă dă, bași buldozerul pe el, legalist, misat. Dar el în timp să o gășesc, doar asta e marea problema a drumurilor, să o gășesc să găuresc. Dacă tu nu pui nimic pe el, nu pui balastră. Asta e cu 600 de milioane în total, iar cu 600 de milioane. Da, au bani nici nu știi. Am bani, da, să te știi. Hai să nu mai facem cu suscripție. Da, acum, au iau cu tigiu. Nu trebuie, mă. Este un litigiu acolo. Nu, e un litigiu, mă rog, sunt probleme. Da, e un problem de lor. Problemele noastre s-au terminat. Dar problemele lor, ne afectează și noi. Ceva. Acum am cer scuze, că am să scris la tine și... Ceva scuze. Am aruncat niște bani pentru, nu știu, ce se, cum se spun, pancard, la intrarea comună. Cum o numesc? La intrarea comună. La intrarea comună. Tot temul. Așa, bun. Nu ați avut niciun bani. Păi nu s-a discutat reședință? Ați alocat, ați alocat. De ce s-a alocat? Aruncat. Am aprobat. S-a semnat un contract de reședință. Așa, știți ce vreau să știu, da. Acum nu s-a cheltuit niciun bani. Bun, nu s-a cheltuit. Măi, eu ca și consilier, ca și... 400 sau 40 de mii și s-a semnat un contract de 18.000 de lei. Bun. Ați semnat deja un contract. Dar la tabelă era. Așa a fost inițial. Bun. Eu ca și consilier, ca și cetățean al Comunei Iași, sunt curioasă să știu și eu cum arată acel totem. Dacă dumneavoastră spuneți că deja ați semnat un contract, înseamnă că deja știți cum arată. Adică ați putea să ne-l aduceți și noi aici să vedem proiectul. Poate avem și noi o idee, poate... Nu știu. Va fi îmbrăcat în placat cu marmură, deci se va păstra structura obeliscului ăla care e acolo, da? În vârful lui va veni un steag, steagul României, iar pe o partea frontală dinspre Onești scrie Comuna Mănăstirea Cașin, cu litere, bine ați venit, da, înțeles, Comuna Mănăstirea Cașin mare, iar pe partea reală va fi drumul. Bine ați venit! Nu, adică eu nu știam nimic, am auzit că s-a zicat... Iar de jos, va fi iluminat și pe timp de noapte ca să vedem. El e impozant, e destul de mare... Deci ne asigurați că este ok, nu ne mai duce să vedem și noi. Bă, duc să vedem. Da. Declarat de chestii de interes. O să vină denumirile de
joi, pe 3, o să vină cei de la Domnul să întrești 500 de futurași prin mănăstirea ta și vis-a-vis de recolectarea deșeurilor. Da, da. Am primit-o. Așa, da. Așa, da. Așa, da. Da, și domnul Manele are altă rezolva ceva și s-a ridicat problema că sunt prea adecvate plasate domnul Manele. Nu tu sigur că... Eu vreau un răspuns... Oficial. Oficial, nu așa. Am trebuit astăzi, așa, astăzi. Care am alocat o sumă de 200.000 de lei ca să cumpărăm, uite, o pubenă pentru fiecare persoană. Bun, și când le dați? Asta să le achiziționăm. Păi, bine, dar anul ăsta, mai trebuie să... Anul ăsta, mai spre sfârșit, nu? Nu, mai pare să... Avem gestionarea deșeurilor, e o facem destul de frumoasă. Toate sângetele noastre și noastre destul de groasă. Și mai interesează de chiar eu, pentru care eu am dat novela, dar e și responsabilizat și eu. Și intru și cu mașina și iau de la fiecare locuințe, da? Și nu mai scot asta. Am înțeles, asta era ideea, da. La ședința următoare, să ai Nu pentru a zis, 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 p